prieteni, excelență, vă zic, bine ați venit la Forumul Managerilor de Mediu, ediția 2023. De fapt, ultimul eveniment fizic care l-am organizat noi a fost în 2018. Am avut foarte multe provocări pe care am încercat să le depășim. Am făcut evenimentele fizice, față din... Revedem acele, acei reprezentanți a societății civile de mediu, care au apărut noi, care, acele grupuri de inițiativă care în perioada de pandemie s-au creat și noi încă nu-i cunoaștem. Vreau să vă zic că Forumul Managerilor de Mediu, de fapt, a devenit cumva o tradiție pentru societatea civilă de mediu. A devenit o voce ca să zicem ce trebuie să, cum trebuie să lucrăm, ca să vorbim cu partenerii de dezvoltare spre ce direcție mergem, cum acțiunile noastre le facem să fie sinergetice și, cel mai important, cum noi, societatea civilă, cum lucrăm între noi. Forumul deja de o decadă, cum am menționat, este o tradiție pentru societatea civilă de mediu. Noi vrem să o continuăm mai departe. Iar acest lucru astăzi, de fapt, a fost posibil datorită finanțatorilor noștri și aici vreau să menționez Suedia prin intermediul proiectului Justiție Verde, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Centrul Național de Mediu. Am venit astăzi aici ca să discutăm și să conlucrăm acele, și să setăm, de fapt, acele priorități ale societății civile de mediu, cum conlucrăm și cooperăm cu partenerii de dezvoltare și cum conlucrăm cu autoritățile de mediu. Crizele care se resimt tot mai mult în ultimul timp au un impact nefast asupra mediului. În unele situații, aceste efecte, de fapt, sunt imposibil de restabilit. Iar noi, ca omenire, avem o obligație morală să lăsăm pentru generațiile ce vin un mediu protejat și un mediu sănătos. Cum facem acest lucru? Cum conlucrăm noi, societatea civilă, între noi? Cum comunicăm noi ce necesități avem și cum colaborăm cu partenerii de dezvoltare? Mai mult, acum Republica Moldova, fiind o țară candidată UE, are unele provocări și unele obligații setate, iar noi, ca ONG-uri de mediu, trebuie să cunoaștem cum ne implicăm și la ce etapă. Unele dintre aceste întrebări își vor regăsi răspunsul astăzi în cadrul evenimentului. Altele le vom descoperi pe parcurs. Dar cel mai important este că noi, societatea civilă de mediu, trebuie să avem o voce pe care o vom manifesta printr-o rezoluție a forumului, publicată și distribuită larg, unde se vor menționa acele preocupări ale societății civile de mediu, acele pași care trebuie întreprinși și cum conlucrăm și colaborăm noi pe viitor. După cum este văzut în agenda noastră, am avut un vorbitor special care, din considerentul că s-au suprapus unele activități, nu a reușit să vină. Dar totodată a ținut să fie alături de societatea civilă de mediu și să ne transmită un mesaj video. Aș vrea să rog colegii mei să transmită video care este... Trebuia să prezint. Ok. Doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, un video și un mesaj către societatea civilă de mediu. Neguvernamentale de mediu din Republica Moldova. Programul nu-mi permite să fiu prezentă fizic la acest eveniment, dar vreau să vă transmit un mesaj de recunoștință pentru munca pe care o faceți zi de zi. Activiștii de mediu, specialiștii din domeniu, oamenii care și-au dedicat activitatea profesională și viața apărării mediului înconjurător, sunt oameni importanți în societatea noastră. Voi educați tinerii, oamenii din comunitățile voastre, dar și toți cetățenii, despre cum trebuie să avem grijă de mediul nostru înconjurător. Voi dați semnale de alarmă în caz de risc sau pericol și sunteți prima linie de apărare în cazul neglijenței
sau abuzurilor comise sau admise de autorități. Munca voastră este necesară, prețioasă și importantă. Iar eu vreau ca guvernul și autoritățile locale să lucreze împreună cu societatea civilă pentru protejarea și folosirea mai rațională și mai grijulie a resurselor naturale din Moldova. Mizez pe sprijinul vostru în realizarea Programului Național de Împădurire. E un program la care țin mult, ca om, dar acest program nu este programul meu personal. Am nevoie de ajutorul vostru. Este un program ambițios care cere implicarea mii, zeci de mii de oameni și la plantare, dar și la întreținerea, supravegherea și udarea puieților plantați, mai ales în primii ani, ca pădurile să se prindă și să supraviețuiască în timp. Mizez la realizarea programului de împădurire pe rețelele de voluntari cu care lucrați și pe capacitatea voastră de mobilizare a localnicilor pentru diferite inițiative ecologiste. Dacă vom reuși să atingem țintele stabilite în acest program, vom echilibra balanța apei în Moldova și vom reduce din efectele schimbărilor climatice resimțite în țara noastră. Un alt domeniu în care mizez pe ajutorul vostru este gestionarea deșeurilor. Republica Moldova este inundată acum de deșeuri solide și de gunoiști neautorizate în aer liber în aproape fiecare comunitate. Din acest an, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții încep să investească în construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide în mai multe regiuni din țară. Dar pentru asta, oamenii din comunitățile rurale trebuie să renunțe la gunoieștea din râpă, să se obișnuiască să trateze evacuarea și gestionarea deșeurilor ca un serviciu public și să plătească pentru el. Cu implicarea dumneavoastră, în sfârșit, după ani de gunoi, țara poate trece treptat la gestionarea corectă, economic rațională a deșeurilor. Pentru a reuși această schimbare de comportament, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în calitate de educatori ecologiști. Stimați prieteni, integrarea europeană este proiectul de țară al Republicii Moldova. În anii care vin, intenționăm să avansăm cu pași hotărâți pe acest drum. Avem în față un proces complex, dificil și aici avem nevoie de ajutorul vostru, de contribuția și experiența organizațiilor neguvernamentale de mediu. Și în acest proces, susținerea voastră este foarte importantă pentru a crește sprijinul popular pentru integrarea europeană, care va moderniza țara noastră și pe aspecte de calitate a mediului. Sper că în acest proces de transformare vast și complex, autoritățile și societatea civilă de mediu vor face echipă comună pentru modernizarea abordărilor de mediu și asigurarea generațiilor viitoare care vor trăi în țara noastră cu condiții mai bune de viață. Vă mulțumesc! Bună ziua! Salut cu căldură toți ecologiștii adunați azi la Chișinău. Aș vrea să rog vorbitorii să ia loc. După cum am menționat și anterior, colaborarea, comunicarea și interacțiunea cu autoritățile de mediu este un pas important în atingerea celor obiective setate de protecție a mediului. Iar astăzi aș vrea să ofer cuvântul doamnei Iordanca Rodica Iordanov, ministru mediului în Republica Moldova. Scuze din start și vocea mea și faptul că am să vorbesc puțin, dar eu vreau foarte mult... Okay? Se aude? Mai așa? Mersi. Se aude. Deci eu vreau foarte mult în primul rând să vă salut și să vă spun că este o bucurie mare să vă revăd astăzi în sală după ani de lucru în Zoom și după ani în care noi am avut posibilitate să fim o voce. Eu vreau foarte mult ca dumneavoastră să continuați acea voce unită, acea putere a societății civile, să o promovați și să o aduceți în
discuții cu autoritățile publice și centrale și locale. Evident că este foarte complicat să vorbești după așa un mesaj încurajator și un mesaj care ne îndeamnă la a fi uniți, un mesaj care ne dă spirit de solidaritate și un mesaj care ne trasează foarte clar care sunt direcțiile în care trebuie Republica Moldova să se miște și unde este rolul societății civile. Trebuie să recunoaștem că societatea civilă în Republica Moldova a fost și este, și eu sper că va fi, o voce unită și o voce care va veni cu aspecte de critică acolo unde ea este necesară, va veni cu aport acolo unde este posibil și evident că va veni cu soluții, sugestii și recomandări acolo unde au experiență și expertiză. Din partea noastră, de fiecare dată, veți avea acea deschidere și susținere. Noi am reușit pe parcursul ultimilor ani să dezvoltăm mai multe grupuri de lucru, în care obligatoriu sunt reprezentanții sectorului asociativ. Noi încercăm de fiecare dată să facem acele ședințe de discuții cu sectorul asociativ, unde dumneavoastră aveți posibilitate să vă expuneți și noi să reacționăm la propunerile dumneavoastră. Majoritatea din propunerile care au fost înaintate până la momentul de față, ele au fost luate în considerare. Ele au fost incluse în proiectele de acte normative și în proiectele de politici. Noi am auzit fiecare doleanță atunci când s-a vorbit despre localități și acolo unde s-a solicitat să venim cu aportul pentru a atrage mai mulți investitori. Se lucrează și în acest sens și vă promit că noi vom continua activitățile noastre pentru a readuce Republica Moldova într-un spirit de mediu curat, un spirit de mediu unde se asigură calitatea pentru toți cetățenii, calitatea mediului pentru toți cetățenii. Eu vreau foarte mult ca dumneavoastră să aveți în continuare curajul de a vă asocia. Eu vreau foarte mult ca numărul organizațiilor neguvernamentale să se extindă. Vreau foarte mult ca asociațiile neguvernamentale să fie cele care au capacitate și expertiză, fiindcă atunci când se discută cu specialiști, atunci când se aduc propuneri din partea specialiștilor, este mult mai ușor de integrat aceste propuneri în actele de politici sau de actele normative. Evident că crizele prin care a trecut Republica Moldova și mai trece au afectat și sectorul asociativ. Să facem o retrospectivă, în anul 2018 numărul organizațiilor neguvernamentale participante la forum era mult mai mare. Acum, din păcate, numărul este mai mic și aici trebuie să ne punem multe semne de întrebare de ce nu se dezvoltă sectorul asociativ. Este evident că odată cu procesul de integrare europeană, foarte mulți din organizațiile neguvernamentale vor trece în sectorul de consultanță. Dar sectorul de consultanță și sectorul asociativ sunt două lucruri diferite. Sectorul asociativ este cei care pledează pentru egalitatea de drepturi, cei care bat alarma acolo unde este necesar, sunt cei care, de fapt, atrag atenție la foarte multe neregularități care pot fi întâlnite fie la nivel local, fie la nivel central. Așa că haideți de comun să nu admitem dispariția sectorului asociativ, haideți de comun să contribuim la dezvoltarea sectorului asociativ și este foarte important că sectorul asociativ să fie dezvoltat inclusiv în localitățile rurale. Aici avem colegii de la Programul Națiunilor Unite, avem colegi de la reprezentanții diferitor parteneri de dezvoltare și evident că împreună cu ei vom lucra pentru a identifica posibilitățile de a susține și a dezvolta sectorul asociativ în Republica Moldova. Pe final, eu vreau foarte mult că noi în cadrul acestei ședințe să avem un dialog deschis, un dialog constructiv, colegii
din cadrul Ministerului Mediului și agențiilor de implementare vor participa la ședințele planificate. Fiecare direcție va veni în cadrul atelierilor de lucru pentru a stabili acest dialog, pentru a da răspunsuri și pentru a colecta sugestiile și propunerile dumneavoastră. Eu doresc ca noi să avem permanent o deschidere, permanent să fim într-o comunicare deschisă și criticile care dumneavoastră le aduceți, ele vor fi auzite de către noi și sugestiile care noi le vom înainta către sectorul asociativ, vă rog la fel să le auziți. Vă mulțumesc foarte mult și succes tuturor! Pentru discurs a fost încurajator. Eu sper foarte mult că noi vom prelua din acele recomandări care au fost menționate și le vom discuta, cum ați zis, în panelurile care sunt dedicate pe subiecte conform agendei. Următorul, de fapt, ce am vrut să menționez este că unul din partenerii de dezvoltare care este constant în susținerea societății civile de mediu și a inițiativelor și proiectelor de mediu este Suedia. Aș vrea să ofer cuvântul excelenței sale, Caterina Frit. Stimați colegi, parteneri, stimați prieteni, sunt bucuroasă să fiu aici cu dumneavoastră la Forumul ONG-urilor de Mediu. Cred că este un spațiu ideal pentru schimb de idei. Această aliniere este crucială pentru atingerea viziunii comune a oamenilor prosperi într-un mediu sănătos și pentru o acțiune comună privind cele mai urgente nevoi în sectorul de mediu. Suntem bucuroși să avem colaborarea foarte bună cu guvernul, de asemenea să ne apreciem cunoștința ONG-urilor, după cum a spus ministrul și domnul președinte, rolul ONG-urilor locale nu poate fi supraestimat, întrucât în cadrul societăților civile există expertiză. Noi salutăm claritatea și angajamentul dovedit cu privire la prioritățile naționale în sectorul de mediu și, de asemenea, exprim, cum a spus ministrul și președintele, sunt sigur că sunteți de acord. Suedia este dornică să continue să susțină eforturile comune în sectorul forestier, managementul bazinului fluvial Nistru și, de asemenea, dorim să extindem sprijinul pentru gestionarea deșeurilor. Ne bucurăm să avem un parteneriat puternic și suficient cu autoritățile guvernamentale în asigurarea aplicării legislației de mediu. Activism, jurnalism, precum și consolidarea. Sunt multe lucruri de făcut și sperăm să continuăm să dezvoltăm în continuare parteneriatele cu organizații, societăți civile și cu guvernul pentru a contribui la protejarea mediului și la asigurarea unei vieți sănătoase pentru comunitățile din Moldova. Aș dori să vă mulțumesc pentru toată munca depusă, parteneriatul de-a lungul anilor, să vă doresc o interacțiune semnificativă care să ducă la explorarea posibilelor alianțe noi și să vă împuteciți în continuare actorii importanți ai ecosistemului instituțional de mediu. Vă mulțumesc! Menționat anterior, dar și în discursul doamnei președinte, integrarea europeană reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. La fel, noi, ONG-urile de mediu, trebuie să înțelegem unde este rolul nostru, unde ne implicăm și ce capacități avem noi nevoie ca să fim cât mai eficienți. În acest context, vreau să ofer cuvântul domnului Adam Grudzitski, șef adjunct secția cooperare delegația UE în Republica Moldova. Good morning, bună ziua to all. Bună ziua tuturor, doamnă ministru, doamnă ambasador, stimați parteneri, stimați reprezentanți în societății civile, stimați prieteni și colegi ai mediului, sunt bucuros să fiu aici cu dumneavoastră astăzi la o deschidere a acestui forum de mediu care adună foarte mulți actori în sectorul societății civile.
ceea ce este un eveniment, din câte mi s-a spus, are o istorie în spatele său. Vorbesc astăzi în numele ambasadorului nostru, Janis Majek, care acum este pe drum dintr-o misiune internațională și, în primul rând, aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru invitarea delegației Uniunii Europene la acest eveniment important. De asemenea, doresc să mulțumesc dumneavoastră, membrilor societății civile, pentru participarea semnificativă la acest lucru și, de asemenea, vă încurajez să folosiți cu utilitate această scenă care va avea discuții foarte interesante. Ceea ce vă voi spune acum, de fapt, voi repeta sau voi face un ecou a vorbitorilor anterior, dar acest forum reprezintă o oportunitate excelentă pentru a aduna diferiți actori, pentru a consolida cooperarea în cadrul sau între actori. De asemenea, schimb de cunoștințe și a modului cum împreună putem proteja mediul în Republica Moldova. Din câte unii dintre dumneavoastră cunoașteți, Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori pentru societatea civilă din Moldova și tot angajamentul nostru în cadrul organizațiilor civici și societății civile se bazează pe acțiunile și prioritățile pe care le dorim să le urmăm. În primul rând, UE promovează un mediu bun pentru organizațiile din societatea civilă și sprijină participarea acestora în dezvoltarea, monitorizarea și implementarea politicilor din sectorul public. Aceasta contribuie la practicile unei bune guvernări, consolidarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. În al doilea rând, dorim să consolidăm participarea organizațiilor din societatea civilă în reformarea și procesele de reformare în diferite sectoare care este cuprins în agenda de asociere în Moldova UE. De asemenea, încurajăm participare în ciclul de programuri de asistență care sunt oferite de UE. În sfârșit, UE are scopul de a consolida rolul societății civile ca un actor important și a unui furnizor de servicii cetățenilor. Acestea fiind spus, dați-mi voie să spun că, într-adevăr, angajamentul societății civile a devenit chiar mai critic pentru Moldova decât a fost anterior. Acum, când țara dumneavoastră are statutul de candidat la membru UE. Doresc să evidențez acest lucru din cauza că îmbunătățirea angajării societății civile la toate nivelurile a fost identificată în opinia Comisiei Europene în cadrul aplicației Moldovei la UE, care este una dintre cele nouă pași importanți care trebuie abordați. Deci acest lucru este foarte important pentru a îmbunătăți transparența și pentru a asigura incluziunea a tuturor proceselor din societate. Acum, cu privire la sectorul de mediu, eu cred că cu toții suntem de acord că societatea civilă joacă un rol critic în protecția mediului și utilizarea sustenabilă și administrarea de resurselor. Acest lucru e important în toate țările și, desigur, este important și pentru Moldova. Într-adevăr, societatea civilă, organizațiile din societatea civilă au demonstrat că se implică și a arătat că vă puteți implica și pentru a educa cetățenii de la firul ierbii. Acest lucru este important atât pentru a capta și vocile celor cărora le pasă de mediu, cum a spus doamna ministru, vocea unită a oamenilor, dar de asemenea este important în contextul sporirii cunoștinței publicului.
Pe lângă aceasta, eu cred că de asemenea putem spune cu siguranță că organizațiile din societății civile schimbă situația politică în Moldova, poate schimba. Am văzut multe exemple de succes, am văzut organizații din societatea civilă, instituții publice care lucrează cot la cot pentru a ridica așteptările și pentru a aduce rezultatele dorite. Eu cred că acest lucru poate, bineînțeles, spus și în contextul diferitor legi de mediu care au fost aprobate în țara dumneavoastră anul trecut. Mai mult ca atât, în 2022, Moldova a devenit de asemenea a doua țară în afara Uniunii Europene care s-a unit la programul LIFE, este programul care e dedicat mediului, conservării naturii și a acțiunilor de climă. De asemenea, este cea mai relevantă facilitate de a adresa necesitățile actorilor din societatea civilă. Sunt sigur că mulți sau cel puțin câțiva dintre dumneavoastră cunosc acest program, dar totuși colegul meu, Solomon, care de asemenea va prezenta mai multe detalii în următoarele sesiuni. Între timp, doresc să vă încurajez, într-adevăr, să încurajez membrii societății civile prezenți aici pentru a folosi aceste oportunități oferite de acest program și să participe activ în anunțurile care vor fi anunțate în primăvară. Nu, în cadrul acestui program nu doar veți participa la promovarea scopurilor, de asemenea veți avea posibilitatea să îmbunătățiți situația mediului Moldova. Deci cu această notă încurajatoare dați-mi voie să mă opresc aici și vă doresc un eveniment de succes. Vă doresc succes mult în promovarea acțiunilor de mediu în Moldova pe ani, în anii ce urmează. Vă mulțumesc pentru atenție. Intervenția. Am fost foarte eficient în timp. Din acest considerent, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să ofer cuvântul domnului Alec Oreniță, care de fapt reprezintă Consiliul ONG-urilor de Mediu, un actor cheie pentru societatea civilă de mediu, în care, să zicem noi, este generatorul de acțiuni și idei. Domnul Reniță, vă rog frumos. Mulțumesc. Onorate prezidiu, excelențele voastre, reprezentanța delegației UE, a ambasadei Suediei, dragi colegi, prieteni, cred că e o ocazie plăcută că avem posibilitate după atâția ani să ne vedem și să putem până la urmă să ajungem la câteva subiecte cheie care o să ne permită să mergem mai departe tot împreună. Primul cuvânt care aș vrea să-l aduc este către partenerii noștri de dezvoltare. Și vă spunem cu toată deschiderea că dacă nu ar exista acești parteneri de dezvoltare, cred că nu ar exista nici sectorul asociativ de mediu în Republica Moldova. Deci, de-a lungul, nu mai știu a câți ani, dar cred că e vorba de peste două decenii, dacă nu un sfert de veac, sectorul asociativ de mediu este direct legat, cred că ca și întreaga societate civilă din Republica Moldova, este direct legat de partenerii noștri de dezvoltare. Acesta este un lucru și plăcut și îmbucurător, dar totodată și foarte îngrijorător. Fiindcă noi, o să revin la acest subiect, trebuie să înțelegem că suntem înfiați, dar nu putem fi înfiați până chiar la pensie. Doi, în numele Consiliului Național al Organizațiilor Neguvernamentale, trebuie să spun foarte clar că noi susținem demersurile șefului statului legate de mediu. În primul rând, ceea ce s-a spus și aici, împădurirea,
este unul din visurile noastre vechi, de cel puțin de 3 decenii, în legătură ca să ajungem și noi de la 15, acum avem 12, 15, 20% de teritoriu împădurit pentru a garanta cât de cât un echilibru ecologic. La fel, sperăm că odată cu extinderea Fondului Forestier Național să se extindă și areile protejate ca maternități a biodiversității în Republica Moldova. A treilea cuvânt aș vrea să-l spun pentru toți care, dincolo de toate necazurile zilnice, au avut curajul să nu se îndepărteze de această pasiune a lor legată de mediu, de natură, de firul de iarbă, de picătura de rouă, cum vreți așa o numiți, și au rămas fidel acestui sector și mai ales au avut curajul ca să ia atitudine la nivel local și la nivel național, iar adeseori noi am luat atitudine și la nivel regional, cum a fost în cazul Nistrului, în legătură cu acele baraje care trebuiau să le facă și slava Domnului că nu s-au făcut. Astea fiind spuse, cred că azi noi trebuie să înțelegem un lucru esențial. Ce va fi mai departe cu sectorul asociativ de mediu din Republica Moldova? Deci să nu ne facem iluzii. În anul 2016, din două mișcări, ministerul a fost dizolvat. Pentru dânsul s-a luptat foarte mult. Eu știu pe ore cum s-a luptat în 98 ca să avem un minister al mediului și cum el a dispărut de ușor în 2016. Eu nu aș vrea ca acest lucru să se întâmple și cu sectorul neguvernamental de mediu, dar într-o perioadă mai lungă. În 2018 am fost atâția, în 2023 am rămas atâția, iar la următorul forum noi să ajungem încât să recunoaștem că am naufragiat. De aceea noi trebuie să avem totdeauna niște principii pe care le respectăm și pe care mergem și care ne ajută pe noi să ajungem la destinație. Destinația noastră este foarte simplă. Este modelul de viață european. Este modelul democratic. Este modelul care nouă ne garantează că și această parte a Europei nu va fi o gunoiște sau un depozit de deșeuri sau un depozit de sărăcie, de tot ceea ce aduce atâtea neplăceri populației de aici și pleacă. În acest context, cred că aici a spus și doamna ministru, cred că primul lucru ar trebui să discutăm cum am putea noi treptat tot ceea ce a făcut partenerii de dezvoltare să fie transferat spre ceea ce numim statul moldovenesc. Deci, cred că o să fie o perioadă mai îndelungată, 5 ani, dar ar trebui ca modelul pe care l-au întreținut partenerii de dezvoltare să treacă spre anumite instituții ale statului moldovenesc, dar și mai important este ca în eventualitatea elaborării unui concept de susținere, de stimulare și de dezvoltare a sectorului asociativ, este ca acest sector să nu devină o anexă a puterii. El trebuie să fie parte din lumea liberă, parte din democrația europeană și să aibă totdeauna curajul să ajute guvernarea prin abordarea foarte corectă și obiectivă a unui proces, dar nu să se întreacă în competiții de a lăuda sau de a aduce elogii și așa mai departe. Cred că puterea nu are nevoie de lucrul ăsta decât anumiți reprezentanța puterii. Vreau la fel să spun că ăsta e un subiect care el trebuie adus la o masă rotundă sau pătrată sau cum o fi ea, dar el trebuie dezbătut și azi cred că la for se vor spune și alte sugestii, propuneri,
cum să contribuim ca acest sector să nu dispară. S-a investit foarte mult și șanse ca el să se diminueze, să se micșoreze, sunt la fel de multe dacă nu vom găsi o soluție locală. Trebuie să spunem la fel deschis că, și aici s-a menționat, că multe din organizațiile care au capacități, ele se vor duce spre expertiză, se vor duce spre consultări și rămâne dezgolit partea esențială, adică legătura cu oamenii, cu societatea. Și aici noi avem o restanță uriașă. Ea este o moștenire de timpul sovietic, dar e și post-sovietic. Este lipsa de educație ecologică. Este lipsa de cultură ecologică la toate nivelurile. Nu-i vorba numai de Moș Ion sau nu știu de cine. În acest context este un alt subiect foarte important ca noi să putem investi în educație, ca noi să putem investi în conștientizare, pentru că toate proiectele tehnice, și avem o experiență bogată în privința asta, nu au dat rezultate pe schimbarea mentalităților comunităților decât foarte puțin, adică dintr-o comunitate de 1000 de oameni, câțiva au înțeles că proiectul tehnic este parte din schimbarea stilului de viață a unei comunități. Acesta este un al doilea subiect care cred că merită să-l gândim și să-l aducem până la urmă într-o viziune cum putem penetra în toate sectoarele, fie că vorbim de transport, energetică sau alte sectoare. La fel, noi pledăm, dincolo de toate lucrurile care s-au întâmplat, se întâmplă, noi pledăm pentru două lucruri la fel importante. Este ceea ce am mai spus, independența pe care trebuie să o aibă sectorul asociativ și transparența de care trebuie să beneficieze și bunăvoința pe care trebuie să o aibă sectorul asociativ în contextul înțelegerii că noi toți ne aflăm într-o barcă sau, dacă vreți, într-un avion. Și acest avion are și misiunea să aterizeze. Să sperăm că aterizează la Bruxelles și nu în altă parte. De aceea trebuie să gândim ca acest sector și mai ales Consiliul Național al ONG-urilor să aibă reprezentanți care ar ajuta ministerul prin vocea lui critică, prin alte lucruri care inevitabil se întâmplă când e vorba de putere. Noi să nu uităm că atât Parlamentul cât și Guvernul este un nod unde se intersectează opuzderii de interese. Cred că cei care au fost în Guvern și în Parlament s-au convins că sunt grupuri foarte puternice care îi interesează să-și promoveze interesul lor, iar interesul de mediu este numai dacă le, cum zic, a apărut o piedică sau altă. Deci în acest context, cred că un consiliu independent care o să aibă curajul ca să poată să ia atitudine când se pune în pericol un sector, o componentă de mediu, este vital pentru viitorul european al Republicii Moldova. O să închei cu aceea că dacă nu o să fim uniți, șanse să devenim europeni sunt foarte puțini. Deci societatea moldovenească ea stă cam locului, nu din cauza că nu ar vrea multă lume să fie acolo, dar din cauza că aceste mentalități ale noastre colective sunt frâna principală în evoluție și în înțelegerea că noi trebuie să ne schimbăm noi și aș vrea foarte mult ca ecologiștii, așa cum a fost
în anii 90 să fie avangarda și un model de a schimba aceste mentalități. Aș vrea, poate și aici închei, către partenerii de dezvoltare să se țină cont de faptul că în teritoriu mai există câteva organizații care abia răsuflă și noi am vrea ca ele să nu dispară înainte de a elabora ceva ca să le avem. Este foarte greu să crești o echipă, îți trebuie 10 ani și într-un an, dacă n-ai putut să o menții, ea se pierde. Și am vrea ca ceea ce înseamnă Ștefan Vodă, sau ceea ce înseamnă Fălești, sau ceea ce înseamnă Soroca și alte unități care mai funcționează, să nu dispară. Eu vă mulțumesc mult și o să o rog și pe colega mea, secretar a Consiliului Național pentru Mediu, Lilia Curchi, să ne spună câteva cuvinte, fiindcă ea a ținut tot pachetul ăsta legat de atitudini, de demersuri, de apeluri, în care noi am încercat foarte onest să ne facem datoria față de misiunea care o avem aici, în Republica Moldova și în această parte a Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Reniță. Stimată audiență, este o deosebită onoare și plăcere să ne vedem astăzi la acest forum al ONG-urilor de mediu, după o perioadă în care, într-adevăr, am fost online, în care am comunicat doar de la ecrane, în mare parte. Vreau să-mi exprim deosebită plăcere pentru faptul că avem aici reprezentanții susținătorilor sectorului non-guvernamental de mediu, fără de care ne-ar fi foarte greu să fim activi, să avem putere de a rezista tuturor greutăților. Este vorba de sectorul donatorilor, fără de care Republica Moldova, implicit acum vorbesc de sectorul neguvernamental de mediu, nu ar reuși. Mulțumesc foarte mult Suediei și Uniunii Europene pentru tot sprijinul acordat sectorul neguvernamental de mediu. Consiliul Național a ONG-urilor de mediu, mandatul 2021-2023, s-a manifestat cu o voce. Noi am luat atitudine pe problemele de mediu, am continuat să fim o voce în apărarea NIST-ului, a biodiversității. Ne-am exprimat pentru un management sigur al gestionării deșeurilor. Din păcate, în acești 2 ani am reușit și să fim și atacați, pentru că ne-am exprimat poate prea vocal pozițiile pe protecția mediului. Dar cred că noi am reușit să fim solidari. Și cred în continuare că este un model păgubaș atunci când vocile societății civile, indiferent din care localitate ele vin, indiferent care problemă o arată, se încearcă a fi neglijate sau se încearcă a fi denigrate. Cel mai recent este cel al activiștilor care au mers cu caiacele pe bâc și au fost atacați tocmai pentru că anume acum au văzut problema bâcului. Din păcate, așa se întâmplă de multe ori pe multe probleme și noi suntem uneori învinuiți pentru că vedem problemele anume atunci și anume când chipurile nouă ne convine. Sunt convinsă că o coeziune și o colaborare, o transparență și o implicare reală sunt nu doar necesare, dar și extrem de importante. Sper foarte mult că împreună cu societatea civilă, cu autoritățile, cu toți cei care real își doresc un mediu sănătos, curat în Republica Moldova, vom reuși să facem un front comun pentru a atinge niște obiective majore care, în principiu, în 30 de ani, noi le-am dorit și le-am așteptat să fie priorități naționale. Din păcate, ele nu au fost. Vorbesc de împădurire,
vorbesc de gestionarea deșeurilor, protecția apelor. Acum avem o șansă în care să ne implicăm cu toții și să reușim să atingem niște obiective deosebit de importante. Consiliul, la care am avut onoarea să fiu secretar în 2 ani, este un mecanism important de lucru între forumurile noastre, între aceste întruniri oficiale în care ne exprimăm pozițiile odată la 2 ani. Dar este o expresie și o manifestare a atitudinii, a îngrijorărilor din sectorul asociativ pe parcursul relațiilor cu autoritățile locale, naționale, o reprezentare a vocii tuturor membrilor societății civile din mediu. Lista membrilor Consiliului Național de ONG-urilor din mediu nu este foarte mare. Sunt 9 membri aleși în 2021 la 20 septembrie. Dintre membrii inițial aleși, vreau să menționez că astăzi avem reprezentanți în guvern. Este vorba de doamna ministră Rodica Iordanca Iordanov, care acum 2 ani era membru în acest Consiliu Național al ONG-urilor din mediu și ne bucurăm că astăzi poate să continue demersurile societății civile în poziția de ministru al mediului. De asemenea, în cadrul acestui Consiliu, în versiunea din 2021, era și actuala deputată, doamna Ina Coșeru, care la fel sperăm că va continua să apere valorile pe care noi le-am promovat împreună în sectorul asociativ. Dar vreau să zic că membrii, odată cu schimbarea sau avansarea unor acestor două reprezentante în alte funcții, în sectorul de stat, lista membrilor a fost completată cu nume noi din societatea civilă, foarte importante și care am reușit împreună să fim vocali. Aș vrea să dau citire lista membrilor acestui Consiliu. Ale Cureniță, Mișcarea Ecologistă din Moldova, președintele Consiliului. Ilia Trombițchi, Ecotiras, Ioana Bobână, Asociația Femeilor pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă, subsemnata Lilia Curchi, directoare la Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și toți ceilalți colegi care i-am menționat sunt președinte a Mișcării Ecologiste, director executiv Asociația Ecotiras, președinta Asociației Femeilor. Vitalie Cimpoieș, director executiv la Asociația Cutezătorul de la Fălești, reprezintă sectorul neguvernamental din regiunea de nord. Domnul Valeriu Rusu, director executiv la Asociația ADR Habitat, îi urăm sănătate, dumnealui din păcate nu a putut să vină astăzi din considerente de sănătate. Domnul Artur Nebunu, director executiv la Centrul de Consultanță Ecologică Cahul. Silvia Ursul, vicepreședintă la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. Și Aurelia Bahnaru, directoare executivă la Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor. Vreau să mulțumesc foarte mult, așa cum am menționat și domnul Reniță, pentru activitatea membrilor Consiliului, pentru că, într-adevăr, noi am reușit să fim o voce și să ne exprimăm poziția pe probleme cheie puse în discuție pe subiectele de mediu în acești 2 ani de mandat. Totuși, acum, la acest forum, trebuie să alegem un nou mandat a Consiliului pe perioada 2023-2025. De aceea, astăzi, rog reprezentanții ONG-urilor de mediu să se înscrie, să se propună, autopropună în lista candidaților unui nou mandat al Consiliului. La masa de înregistrare care este în hol, în spatele, așa, chiar în spatele acestei săli, da, sunt colegii de la EcoContact care pot înregistra candidații pentru un nou mandat. Este disponibil și un QR cod pe care îl puteți scana pentru a vedea regulamentul Consiliului ONG-urilor, Național al ONG-urilor de Mediu. Nominalizarea este posibilă astăzi până la ora 16. Mâine va fi procesul de votare și sper foarte mult că veți fi activi și vom reuși să alegem membrii în Consiliul Național al ONG-urilor de Mediu care să fie o voce și să-și exprime poziția pe toate subiectele de mediu care ne preocupă și pe care le dorim
provocările pe care le dorim rezolvate în Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă mulțumesc pentru intervenție. Avem deja două priorități setate. Prima ar fi să identificăm cum lucrăm noi mai departe ca societate civilă de mediu și, doi, să alegem un nou consiliu al ONG-urilor de mediu. În acest context vreau să mulțumesc vorbitorilor. Noi vom lua notițe și considerațiuni de tot ce s-a menționat, vom interveni acolo unde este necesar și vom oferi expertiză acolo unde putem. În acest context, aș vrea să vă mulțumesc și încheiem prima sesiune de Cuvânt Bun Venit. Vreau să menționez că avem o pauză tehnică micuță pentru a permite următorilor vorbitori să se așeze în prezidiu și vă rog frumos să reveniți în sală la ora 11:30. Vă mulțumesc! And it's very good that today we had a presentation about the Paris because we want to plan it to start the world in the next few years. It's very good that we work with the Paris. Am avut două concluzii de bază. În primul rând, că trebuie să conlucrăm cu autoritățile, cu partenerii, dar și noi, societatea civilă, să ne setăm prioritățile și modul de conlucrare pe viitor pentru a atinge cele obiective de protecție a mediului. Sesiunea numărul 2 de pe agenda de astăzi se dedică partenerilor de dezvoltare. Și anume, societatea civilă vrea să vadă cum conlucrăm cu partenerii de dezvoltare, ce necesități avem noi și ce doleanță și solicitări avem față de parteneri, dar și la fel să auzim partenerii ce așteptări au din partea societății civile. Vreau să menționez că avem 4 vorbitori de bază, însă acest lucru nu semnifică că dumneavoastră din sală, reprezentanții ai altor parteneri de dezvoltare, nu puteți interveni. Vă încurajez să faceți acest lucru pentru că societatea civilă vrea să vă cunoască. Au apărut noi parteneri de dezvoltare, au apărut noi linii și sectoare de dezvoltare pe care încă noi nu le cunoaștem, dar vrem să le știm. În acest context aș vrea să lansez a doua sesiune și să ofer cuvântul domnului Solomon Ioanu, ofițer de program Energie și Schimbări Climatice, delegația UE. Everybody, no. Mulțumesc foarte mult. Astăzi voi prezenta succint mai multe informații. Mai multe informații este disponibil public online și, bineînțeles, vă putem trimite aceste informații la solicitare. Și informația unui instrument foarte interesant pe care societatea civilă poate să-l aplice pentru finanțare cu privire la diferite 4-5 domenii pe care le vom menționa aici, cu privire la afacerea verde. Instrumentul se numește LIFE Program, programul LIFE, care de fapt, cum am menționat, eu voi descrie diferitele domenii, care este focusat pentru finanțarea activităților organizațiilor civile care au ca scop atingerea obiectivelor UE. 2021-2027, programul are 4,5 miliarde. Asta pe întreg continentul european, nu doar pentru Moldova, dar este bugetul total pentru această perioadă, pentru întreg continentul european și, desigur, vor lansa anunțurile cu diferite criterii. Vă voi descrie datele limite mai târziu. Astăzi avem 500
5.500 proiecte finanțate deja în Europa, din 1992, de fapt. Și la moment, dintre câteva dintre acestea încă derulează. În 2022 noi am alocat 598 de milioane, ca să vă dau câteva cifre. Cine pot aplica? De fapt, oricine din Uniunea Europeană și din țările asociate cu UE, desigur, și statutul Moldovei care am îmbunătățit statutul Moldovei și, desigur, sunteți foarte eligibili pentru ca să folosiți aceste granturi. Noi vă putem trimite link-urile exacte, este informație foarte tehnică, sper să nu fie proceduri birocratică. Eu niciodată nu am aplicat, dar eu am vrut să mă asigur că acest lucru să fie transmis dumneavoastră, deci să nu fie să nu vă sperie, noi vrem să cheltuim banii, noi nu vrem să facem economie cu acești bani, deci acesta... Noi avem proiecte în diversitate, deci cheia diversitate, biodiversitate, îmbunătățirea economiei, restaurarea și îmbunătățirea mediului și îmbunătățirea calității, ceva generic. Emisia gazelor de seră, nu puteți vorbi despre afaceri, despre Green Deal atunci când nu vorbiți despre gazele de seră. Sporirea rezilienței climatice, măsuri de adaptare și, desigur, pentru Moldova foarte important, accelerarea tranziției de energie, tranziția spre energie curată. Mesajul nostru e că noi nu dorim, deci noi dorim să decarbonizăm UE la 2050. Și noi dorim să promovăm orice activitate care îmbunătățește climatul. Acestea sunt granturi, nu sunt credite, sunt granturi, deci sunt diferite tipuri de granturi, diferite proiecte și inclusiv asistență tehnică și, desigur, aceste... Vă voi oferi niște cadrul temporar în cadrul căruia puteți aplica. Este mai multă informație pe care nu voi descrie acum cu privire la ce granturi este, dar desigur vă putem trimite adresele electronice și, bineînțeles, vă putem trimite și niște prezentări, informații suplimentare pe care puteți să le studiați, dar vă rog, noi vrem ca dumneavoastră să faceți uz de aceste granturi. Și anul acesta, în mijlocul aprilie, va fi prima publicație. Deci vă rog, fiți atenți la aceste anunțuri. Totul este disponibil public pe pagina Life din Bruxelles. Cu privire la energie curată, dacă vă interesează, deci în mai vom face prima publicație. Deci sunt niște date indicative. Dacă vă interesează proiecte intercreditare, va fi publicat în mijlocul lunii aprilie anul acesta. Și dacă vă interesează asistență tehnică, iarăși aprilie este lună crucială, deci peste patru săptămâni de asemenea, informații specifice pentru granturi și ideea este în mijlocul lunii aprilie, trebuie să ne fiți atenți la toate anunțurile, ele se publică până în luna aprilie, dar trebuie să semnați acordul de grant până în luna septembrie, deci întreagul proces de birocratic este între luna aprilie până în luna septembrie. Acesta este pe scurt prezentarea. Vom fi bucuroși să răspundem la întrebări mai târziu și să facem schimb cu informații în bază bilaterală. Vă mulțumesc! Mulțumesc.
Noi, într-adevăr, societatea civilă, de fapt, abia așteptăm să cunoaștem acele condiții, acel ghid în care sunt prevăzute condițiile de aplicare, domeniile, modul de finanțare, etc. Cum ați menționat, într-adevăr, la finalul acestei sesiuni vom oferi cuvântul publicului pentru a oferi acele întrebări sau de a solicita neclarități, dacă sunt, față de vorbitori. Acum aș vrea să mergem la următorul vorbitor. Am avut pe agenda doamna Karin Borovic, dar din considerentul unor aspecte tehnice, dumneai nu a putut să se apropie. Însă va vorbi doamna Virginia Bălici, coordonatoare de programe în cadrul ambasadei Suediei. Virginia? Mulțumesc frumos. Eu voi vorbi limba engleză, dacă nu vă supărați. First of all, I would like to greet... În primul rând, doresc să vă, salut în numele lui Karin Borovic și mulțumesc pentru posibilitatea că vorbesc în fața dumneavoastră. Societatea civilă are cunoștința și dedicația pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și calitatea naturii și acest lucru este lucru important în cadrul programelor pe care Suedia le implementează. Parteneriatul are sprijin pentru ca organizațiile să-și implementeze strategiile proprii, așa cum este decis de această organizație, și asistența este oferită doar pentru dezvoltarea documentelor interne și a cadrului strategic. Acest lucru este în felul acesta din cauza că societatea civilă are cunoștință, dedicație și are cunoștință mare a contextului. Iată de ce ei cunosc foarte bine ce trebuie de făcut. Acum avem un parteneriat cu Centrul Național pentru Mediu, Ecopresa și Societatea Ecologică Biodică. În trecut am avut doi parteneri care au folosit acest program, și anume Ecovizio și Ircontact. Acest program va continua și noi vom avea alți parteneri. Nu avem anunțuri publice pentru acest sprijin. Noi, de fapt, decidem care este capacitatea noastră și care este numărul de parteneri pe care ne putem permite, după care vorbim cu câteva ONG-uri și decidem împreună cu parteneri deci cu cine vom continua în acest parteneriat. Lecțiile învățate în acest program este că atunci când organizația tranzitează de la o abordare bazată pe proiect la o bazată pe misiune, este mult mai posibil să creezi un impact puternic din cauza că sprijinul este flexibil și este oferit în baza cu angajamentului misiunii, deci rezultatul este mult mai bun și sustenabil. Atunci când este vorba de obiectivele sau prioritățile strategiei suedeze, este statul de drept, egalitate, pace, societate inclusivă, dezvoltarea mediului și dezvoltarea economică. Deci aceste lucruri rămân la baza strategiei dezvoltare a Suediei în Moldova și, de asemenea, în contextul președinției suedeze în Consiliul Uniunii Europene, dar, de asemenea, rămâne la fel și după această... Atunci când obiectivul este formulat, e formulat în mod larg pentru a adapta, a se adapta la prioritățile naționale a Moldovei, și în felul acesta noi sectorul forestier, sectorul administrației deșeurilor, dezvoltarea bazinului Nistru, râul Nistru, sectorul hidrometeorologic, reziliența climatului la nivel de comunitate, îmbunătățirea legislației de mediu și împreună cu UE administrarea deșeurilor radioactive. Atunci când e vorba de instrumentele pe care dorim să le aplicăm, există instrumente foarte inovative, și anume este o abordare care se bazează pe sisteme, și cei care au participat la
La workshop-ul câteva săptămâni în urmă au aflat despre acest concept foarte bun, foarte bine. Este vorba despre maparea foarte bună a sistemului, înțelegerea care sunt actorii și care sunt relațiile între actori și care sunt rolurile acestor actori, după care consolidarea acestor roluri și acestor relații, modificarea și dezvoltarea pentru intenții comune. Cu această abordare este clar că societatea civilă are un rol important să joace în acest sistem și societatea civilă este un sector care aduce valoare direct beneficiarului. Iată de ce vom continua activitatea și vom vedea cum să dezvoltăm acest sprijin pe viitor. Mulțumesc mult, Virginia. Într-adevăr, societatea civilă are nevoie să-și consolideze capacitățile, pentru că sunt unele cerințe din partea noastră pe care uneori nu le putem satisface, așa cum nu deținem una, două cunoștințe sau capacități pe care trebuie să le îmbunătățim. Acesta este unul din aspectele pe care noi vrem să le discutăm, de fapt. De ce avem noi nevoie? Ca să aducem acest mesaj publicului la final de forum, partenerilor de dezvoltare, așa ca să aibă posibilitatea să-și alinieze strategiile și direcțiile de lucru împreună cu necesitățile UNG-urilor. Următorul vorbitor este directorul Biroului de Cooperare al Elveției, domnul Guido Beltrani, care ne va vorbi despre care sunt acele domenii sau priorități de mediu din cadrul biroului. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Este o plăcere să vă prezint pe scurt ce face Elveția în sectorul mediu aici în Moldova. Voi începe să vă povestesc ce fac și mai târziu voi povesti cum facem acest lucru în practică. Deci, când este vorba despre ce facem noi în domeniul mediului, noi avem diferite abordări, cum să integrăm aspectele de mediu în diferite tipuri de proiecte. Prima abordare pe care o voi menționa, dacă aș da un titlu, ar spune că este go local, adică mergi local, din cauza că constă esențial din colaborarea cu autoritățile locale publice și a societății civile locale, organizațiilor, cetățenii din aceste municipalități în adresarea provocărilor urgente cu care se confruntă și de obicei aceste provocări se referă la chestiuni de mediu. Deci noi de fapt lucrăm cu aprovizionarea cu apă, sanitare, și de asemenea iluminare publică. Noi oferim granturi pentru că satele să-și îmbunătățească infrastructura, să-și îmbunătățească sistemul de administrare deșeurilor solide și să îmbunătățească gropile de gunoi, să creeze gropi noi, moderne de gunoi, care să include, de exemplu, și reciclarea, etc. Al doilea aspect, sau a doua abordare pe care o folosim în mare parte în domeniul dezvoltării economice, în special în sectorul agricol, titlul ar fi soluții smart. Deci, de fapt, ce facem este noi sprijinim cu tehnologie, deci, spre exemplu, tehnologii de digitalizare în agricultură, spre exemplu, drone pentru fertilizare. Puteți vedea în câmpurile din Moldova aceste drone și aceste abordări au foarte multe beneficii pentru mediu, deci salvezi, economisești apa, economisești nutrienți, eviți să folosim echipamente grele, economie de combustibil, îmbunătățirea calității, etc. A treia abordare este
asociată cu sistemul educațional. Noi cu toții cunoaștem că tineretul este viitorul și de fapt trebuie să integrăm aspectele de mediu de asemenea în sistemul de educațional. Elveția se focusează în Moldova pe educația vocațională. Lucrăm în activăm în acest domeniu și aici împreună cu Ministerul Educației și a Cercetării am încercat să introducem aspecte de educație a mediului în școlile vocaționale, deci crearea laboratoarelor în anumite școli, crearea anumitor curricule axate pe aspectele de mediu și crearea diferitor profesii, de exemplu, ingineri în domeniul mediului. Următoarea abordare, în special, se referă la societatea civilă și anume ce aș numi sprijinul societății civile să devină mai vocal și acesta este bazat pe sporirea conștientizării a problemelor de mediu. Avem careva sprijin pentru organizațiilor neguvernamentale, campanii de educaționale, campanii în general de sporirea informații despre îmbunătățirea calității apei sau biodiversitate. Și ultima abordare, poate mai puțin importantă pentru dumneavoastră, dar importantă pentru noi, aș numi o face spui, deci încercăm să fim noi înșine, să fim mai prietenoși din punct de vedere al mediului. Anul acesta ne vom renova oficiile, clădirea, ne vom îmbunătăți, vom instala panouri fotovoltaice și alte lucruri. Deci iată ce facem. Acum câteva cuvinte cum facem acest lucru. Dacă analizați programul nostru de colaborare, avem trei domenii. Este sănătatea, guvernare locală și dezvoltarea economică și angajare. Deci mediul nu este în, clar menționat, dar este un aspect foarte important pe care trebuie să-l avem în toate domeniile și în câteva activități pe care le implementăm. În special, aș dori să menționez de asemenea un instrument foarte nebirocratic, deci este proiectul granturilor mici care sunt disponibile pentru organizațiile înregistrate aici în Moldova și este foarte ușor, este deschis mereu, sunt câteva condiții, deși este aproximativ 1 milion de lei de grant disponibil, trebuie să fie o anumită contribuție de 20% de la beneficiar, dar puteți prezenta oricând în parcursul anului o propunere de proiect, câteva pagini cu ideile dumneavoastră, vom analiza acest proiect și și dacă sunt relevante, noi le vom sprijini cu plăcere. Mă voi opri aici, mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor este Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, în persoana doamnei Inga Podorogin, care este lideră pentru componenta de schimbare climatică și energie. Cum aș menționat, doamna ministru, Programul Națiunilor Unite în Republica Moldova este un partener de dezvoltare și interacționează la nivel regional și local. Un aspect destul de esențial pentru a ajunge la cele ONG-uri de mediu care se află din regiune. Mulțumesc, Natalia. Stimați prieteni ai naturii, stimați colegi, mă bucur mult să vă revăd după acești ani în care am stat închiși în casă cu COVID și doar ședințe Zoom. Eu, cu permisiunea voastră, am să trec și am să vorbesc în limba engleză. Și doar am vrut să vă salut în limba română. It's a pleasure to be here today. Este o plăcere să fiu aici. Aș dori să felicit organizatorii pentru acest eveniment. Noi suntem fericiți, bucuroși să
fim prezenți aici, să ne împărțim cu experiența, să facem schimb de idei. Acesta este o platformă foarte bună unde noi facem, putem face schimburi de opinii, putem discuta despre planurile, despre ambițiile și parteneriatele noastre pentru a adresa probleme de mediu. Dumneavoastră, ca ONG-uri, cunoașteți foarte bine ce se întâmplă în mod special la nivel local. Prezentarea mea, de fapt, este creată în jurul la ce face PNUD-ul în Moldova, ce programe specifice are pentru ONG-uri. Stând aici, eu am fost mirat de cât de mult sprijin vine din domeniul sectorului de mediu, din cauza că erau ani când mediul nu era o prioritate și ministerul și societatea civilă lupta pentru a aduce acest mesaj, anume că mediul trebuie protejat, mai multe resurse trebuie atrase în sector. Deci eu sunt foarte bucuroasă să văd că acest lucru se întâmplă, să văd că mulți donatori privesc în această direcție de protejarea mediului, de protejare de schimburile climatice, de faptul cum schimbul climei afectează Moldova. De asemenea, tranziția verde aici este foarte importantă, este un sector care ar fi o soluție pentru multe probleme de mediu aici în Moldova. Eu doresc ca aceste resurse să fie mai multe, cred că depinde foarte mult de guvern și de ONG-uri, și anume cu cât de mult ei doresc să atragă, cât de mult ei sunt capabili să absorbe în aceste resurse programele mici pe care le au pun la dispoziție partenerii de dezvoltare sunt foarte utile și eu cred că programul LIFE care a fost prezentat de Solis este un instrument relevant pe care îndemn să-l folosiți, să folosiți aceste resurse, acestui program LIFE și împreună cu alte programe de granturi. Deci trebuie să maximalizați impactul la proiectele pe care le faceți la nivel de ONG-uri. Noi, PNUD, am lansat un document de țară nou care cuprinde perioada 2023-2027 și, desigur, protecția mediului este un capitol, un pilon separat. A fost cazul din 1990 când PNUD-ul a intrat în Republica Moldova să sprijine guvernul, deci noi construim portofoliul nostru în energie, mediu și schimb de climă. În ce anume, avem 13 proiecte care sunt în cadrul PNUD dedicate mediului. Cadrul legislativ și sprijinirea guvernului în avansarea, în aproximarea acquis-ului comunitar în domeniul mediului. De asemenea, sprijinim reformarea instituțiilor de mediu și aici aș dori să menționez sprijinul pe care îl vom acorda împreună cu Ambasada Suediei pentru reformarea Agenției pentru Apele Moldovei, pentru îmbunătățirea funcționalității acesteia, pentru ca ea să satisfacă necesitățile și să răspundă, reacționeze rapid la necesitățile publice. Vorbind despre reforma instituțională în mediu ambient, desigur, acest lucru este
Mă refer aici și la serviciul meteorologic, la sprijinul nostru DCF, unde a făcut o analiză funcțională și am oferit de asemenea și oferim sprijin pentru a dezvolta linia de serviciu climatic, anume acolo la serviciul meteorologic. Deci este cu altcuvinte un domeniu care are perspective foarte bune aici în Moldova. Știu că alți parteneri de dezvoltare de asemenea se axează pe aceste capacități de dezvoltare. Vorbind despre sectoare care au fost menționate aici, ca prioritate, cum ar fi împădurirea și gunoiștele, planurile sunt foarte ambițioase împreună cu delegația UE. Vom lansa în a doua parte a anului un proiect ambițios care numește Transformarea Verde sau Tranziția Verde. Este un proiect care va acoperi deci managementul de gunoi, de deșeuri și mărirea responsabilităților producătorilor, cum acest lucru poate fi implementat ca să fie respectiv la activitățile guvernamentale în acest domeniu. Deci da, aceste eforturi vor merge cum ar fi mână în mână și odată ce infrastructura va fi construită, atunci principiile IPR vor fi aplicate. Eu, deci, aș dori să mai menționez sprijinul pe care PNUD-ul l-a oferit ani de zile, prin fondurile GEF și GCF, în a răspunde la angajamentele mediului ambient din partea guvernului. Mă refer la tratate internaționale, acordul de la Paris, Convenția diversității și când vorbesc de biodiversitate, ca sector asta este, zicem așa, este o zonă pentru noi importantă pentru PNUD. Noi lucrăm ani de zile deja cu cei de la Ministerul Mediului și avem diferite proiecte, anume pentru de biodiversitate. Deci vorbind despre cooperarea cu ONG-urile și a fost deja menționat teza aceasta că protejarea mediului de către indivizi și ONG-uri, vorbim despre, trebuie să ocuperăm ca să ne ajutăm unul pe altul astfel încât să fie protejat mediul. Deci noi vedem ca un aspect important such as the local public authority. Deci cu autoritățile locale, ONG-urile, afacerile, domiciliile, gospodăriile, am făcut și un, am neocupat de așa anumite practicile reziliente pentru mediu, în, cum primul partenerii menționați de noi mai înainte. Cu alt cuvinte, este un proiect care sprijină comunități locale ca să fie mai reziliente la impacturile mediului sau climatice. Probabil știți deja despre programul mercilor granturi, este ceva foarte flexibil pe care noi implementăm deja de 10 ani la PNUD. Deci programul are foarte bune rezultate, deși sumele din acest program, aceste mici granturi în Moldova, pentru ONG-iști, este destul de modest această sumă. Deci, per ciclu, noi avem aproximativ 2 milioane de dolari distribuiți între în bază de concurs. Deci, acest garant să facă. Rezultatele sunt foarte interesante, acest program, acestor mici programe și domeniile acoperite de acest program, unde el funcționează, se axează pe. O secundă. Conservarea ecosistemului, emisiile de carbon, diminuarea elementelor chimice de poluare și axarea pe adaptarea bazată pe comunitate. Deci granturile sunt distribuite în baza acestor programe. Acolo deja putem ajunge, deci granturi de 150.000 de granturi de dolari, dar ca tare ele sunt de vreo 50.000 de obicei. Deci în baza ultimului, zice eu,
procesul de solicitări, de aplicație, am văzut că interesul crește din partea ONG-urilor pentru astfel de programe. Deci mă bucur să anunț că SGP va continua lucrul în ciclul următor. Din anul viitor vom avea o nouă fază de SGP și datorită efortului Ministerului Mediului noi am ajuns la un buget mai mare pentru acest program, pentru faza operațională următoare. Există și alte foarte bune exemple pe care IPNUD-ul le implementează și unde participarea ONG-urilor se are loc. Și aici mă vedesc la platforma Transriverană sau râurilor. A început în 2017 această conlucrare platformă și avem deja 100 de participanți în grupuri care implică și grupuri inițiative, ONG-uri, instituții educționale și științifice, experți, toți în partea acestei platforme. Și scopul acestei platforme, de fapt, este de a dezvolta parteneriatul mediului între două, pe ambele mari ale ministrului. Domeniile prioritate acestei platforme climatice este în gestionarea resurselor în bazinul râului Nistru, agricultură prietenoasă climei și educația climatică. În concluzie, doar vreau să menționez că PNUD-ul are planuri perspective pentru a implica și abilita și mai mult societatea civilă, organizațiile comunitare, tineretul, mai ales când vine vorba de reziliența climatică și dezvoltarea verde în Moldova. Aș dori să reafirm angajamentul nostru puternic pentru protejarea mediului și vom continua și mai departe să sprijinim și să fim un partener din nădejde pentru societatea aici care se ocupă de probleme mediului. Bian, mersi pentru atenție. Aș vrea să mulțumesc vorbitorilor. De fapt, această sesiune este pentru noi ca să înțelegem fiecare partener de dezvoltare ce direcție ia, ca noi ONG-urile de mediu să știm spre cine să ne reorientăm atunci când avem nevoie de suportul unei inițiative sau când vrem să aplicăm la o anumită susținere financiară. Cum am menționat anterior, mai sunt parteneri de dezvoltare în sală care nu sunt un prezidium, dar pot să vorbească. Și pentru a face acest lucru mai organizat, aș vrea întâi să ofer cuvântul acelor reprezentanți a partenerilor de dezvoltare să intervină, după care va urma sesiunea întrebări-răspunsuri din partea publicului. Așa va fi mai ușor. Deci, avem doi colegi, partea dreaptă și partea stângă, cu microfonul gata să vă ofere cuvântul. Aș vrea să rog, ca la universitate, cine e primul să ia inițiativa? Partener de dezvoltare, vă rog. Da. Mersi. Da, până când? După care, ceilalți colegi. Bună ziua tuturor! Vreau să vă salut în numele Agenției Austriece pentru Dezvoltare. Îmi pare foarte bine să fiu prezentă la acest eveniment, să vă salut în numele șefului Oficiului de Coordonare a Cooperării Tehnice a Agenției Austriece de Dezvoltare din Republica Moldova, domnul Günther Zimmer, care din păcate nu este în țară și nu a putut fi prezent la acest eveniment, dar ne bucurăm că am putut contribui câtuși de puțin la organizarea acestui eveniment la care suntem cu toții prezenți. Foarte succint, aș vrea să vă prezint care sunt prioritățile Agenției Austriece de Dezvoltare în Republica Moldova. Republica Moldova este o țară prioritară pentru ADA începând cu anul 2004 și oferă sprijin în domeniul protecției mediului chiar de la început, de când și-a făcut apariția în Republica Moldova. Protecția mediului este o prioritate și a noii strategii cadru a cooperării austriece pentru dezvoltare cu țările parteneriatului estic al Uniunii Europene, Armenia, Georgia și Republica Moldova, o strategie care acoperă o perioadă din 2022 până în 2024 și ar fi posibil să fie extinsă cu aceleași priorități. Deci în Moldova strategia se focusează pe dezvoltarea rurală durabilă, cu accent deosebit pe îmbunătățirea gestionării apei și a
Tot din anul 2004, cum a menționat Ada, în calitate de donator, dar mai recent și în calitate de implementator, a implementat diverse proiecte care au fost relevante domeniului mediului. Și aici vreau să fac o remarcă, de fapt, că protecția mediului, prioritatea protecției mediului, este una din cele două priorități ale Agenției Austriece de Dezvoltare în Republica Moldova, a doua fiind educația națională și ponderea din buget pe care îl primește Republica Moldova între aceste priorități ar fi 70% domeniului protecției mediului. Deci 70% din bugetul pe care Austria și Republica Moldova sunt pentru proiecte realizate cu specific de mediu. Mai recent, cum am spus, accesând fonduri, inclusiv a Uniunii Europene sau alte fonduri, implementează proiecte mari. Au fost implementate varioase proiecte de infrastructură în domeniile ce țin de alimentarea cu apă, sanitație, sisteme de canalizare, sisteme de alimentare cu apă și în domeniul lui deșeurilor solide. De asemenea, acum, actualmente, Austria cofinanțează și implementează și programul regional EU for Environment, Water and Data, care are un accent special pe resursele de apă și datele de mediu. Totuși, programarea bilaterală și cooperarea cu ONG-urile locale este instrumentul principal pe care Agenția Austriacă de Dezvoltare îl aplică pentru a atinge obiectivele sale a strategiei de țară. Prin acest mecanism, începând cu anul 2012, Austria a finanțat câteva proiecte consecutive în zona Ramsar-Nistrul de Jos, sprijinind măsuri de gestionare a resurselor de apă și reducerea presiunii asupra biodiversității, promovând o abordare a serviciilor ecosisteme, precum adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice. Prin urmare, atât în zona Ramsar-Nistrul de Jos, cât și în rezervația biosferei Prutul de Jos, au fost realizate foarte multe progrese, de care noi suntem mândri, cum ar fi construcția diferitor turnuri de apă noi pentru de apă potabilă în zona rurală, sisteme de alimentare cu apă și canalizație, măsuri de eficiență energetică prin instalarea panourilor fotovoltaice, măsuri de împădurire a terenurilor degradate și nu în ultimul rând vreau să menționez foarte multe acțiuni de consolidare a capacităților autorităților publice locale și centrale, informare și educație ecologică a populației. Ne bucură îndeoseb faptul că ca un pas final cu suportul Austriei a fost posibil înființarea celui de-al doilea parc național în Republica Moldova, Parcul Național Nistrul de Jos. Aici menționez și vreau să mulțumesc parteneriatul bun pe care l-am avut cu ONG-urile locale, EcoContact, Biotica, Centrul de Consultanță Ecologică Cahul. Și vreau să mai informez despre un mecanism, la fel ca colegii anteriori, partenerii de dezvoltare, mecanismul care este implementat de ADA, este Fondul pentru Proiecte Mici, pe care îl implementăm și îl lansăm anual. Este un fond de proiecte mici cu un buget de până la 10.000 de euro, disponibil pentru ONG-urile locale cu înregistrare în Republica Moldova. Prin acest mecanism susținem diverse inițiative a ONG-urilor locale în domenii conexe strategiei de țară, inclusiv pe prioritatea de mediu. Am avut conlucrare frumoasă deja în anii anteriori cu multe ONG-uri. Cum au menționat și colegii, nu avem anunțuri, nu cerem aplicații pentru acest mecanism, dar toți cei care sunt interesați ne pot contacta oricând. Primim aplicații pe parcursul întregului an. Aplicăm primul venit, primul servit. Suntem interesați să avem propuneri interesante care ar aduce un beneficiu protecției mediului. Ca regulă, primim propunerile până la sfârșitul lunii ianuarie, fiindcă perioada de implementare a proiectelor mici este începând cu martie-aprilie până în septembrie, maxim în sfârșit de octombrie. Cine va fi interesat poate să afle mai multe informații despre acest program. Nu în ultimul rând vreau să menționez și faptul că ADA, în calitate de entitate acreditată la GEF, la Fondul Verde pentru Climă, a avut o conlucrare pe parcursul ultimului an cu Ministerul Mediului pentru a elabora o notă de concept a unui proiect pe care vrem să-l prezentăm GEF-ului.
anume un proiect care vizează atenuarea impactului crescând al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor naturale, în special activități, va include și activități de împădurire, reîmpădurire și securitatea apei în regiunea de sud a Moldovei. Această notă de concept a fost elaborată și deja prezentată secretariatului GEF. Suntem în așteptarea comentariilor și sperăm să continuăm acest proces de elaborare a propunerii de proiect. Este un proiect ambițios, tindem spre un buget de aproximativ 50 de milioane de dolari. Am avut câteva runde de consultări cu inclusiv cu ONG-urile locale, cu societatea civilă, care a ajutat foarte mult la stabilirea celor priorități pentru acest proiect și sperăm că în continuare, dacă vom fi destul de norocoși să obținem finanțarea de la GEF, vom implementa un proiect destul de bun și necesar pentru Republica Moldova. Deci vreau și eu să vă asigur că ADA va fi în continuare un sprijin puternic pentru Republica Moldova în domeniul ce ține de protecția mediului. Cum am menționat, este o prioritate a strategiei curente de țară și vom continua să oferim suport în continuare. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes la acest forum important. Mulțumesc foarte mult, Diana. Vreau să știu dacă mai sunt doritori de a interveni din partea partenerilor de dezvoltare. Nu? Ok. Atunci propun să trecem la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Puteți să oferiți întrebări față de vorbitorii care sunt în prezidium, inclusiv față de intervenția ADEI. Și iarăși merge. Cine primul ridică mânuța, în ordine, ne apropiem de fiecare. Vă rog frumos. Ok, mersi. Alexandru Sainsus, platforma Arboretum. Noi ne ocupăm cu popularizarea creșterii păieților în containere și plantări forestiere cu valoare adăugată sporită pe terenurile degradate. În afara fondului forestier, în parteneriat cu primăriile, cu comunitățile locale, cu donatori, sponsori. Întrebarea mea este următoare. Mai tare trebuie? Da? Întrebarea mea este următoare. Problemele de mediu care se confruntă astăzi Republica Moldova nu au apărut într-un an sau doi, s-au acumulat pe parcursul deceniilor precedente, poate chiar sute de ani, și astăzi noi trebuie să depășim sau cât mai rapid să compensăm cu plantări forestiere, cu alte proiecte, ceea ce nu s-a făcut zeci de ani. Proiectele de mediu cer bugete foarte solide, da? Și Republica Moldova ca țară, ca buget de stat este probabil nu poate finanța toate necesitățile pe care le are mediu, dar și aici, într-adevăr, suportul partenerilor de dezvoltare este foarte important. Și totuși aș vrea să îndemn și să vă propun să vă gândiți, poate să găsiți posibilități să extindem bugetele pentru proiectele de mediu, pentru că atunci când noi, de exemplu, realizăm o plantare forestieră în teren, noi avem un buget pentru 3, 4, 5 hectare, dar vedem în jur, cât veți cu ochii, sute de hectare de terenuri degradate, unde am putea să intervenim, unde există cumva mecanism și unde am putea să fim mai eficienți, să zicem, ca cheltuieli, da, la un proiect mai mare. Însă formatul granturilor mici cumva ne limitează în impactul pe care am putea să-l aducem. Și în contextul acesta, programul LIFE este unul foarte interesant și cred că am putea cu ajutorul lui să scalăm cumva experiența pe care noi am obținut-o și rezultatele pe care le putem atinge. Totodată, eu cred că ar fi foarte binevenit să găsim, să formăm mecanisme, noi avem
câteva un concept pe direcția asta, de atragerea fondurilor din exterior către Republica Moldova, în special pe împăduriri, pentru că asta e zona pe care noi câte ceva am deja experiență am acumulat. Avem foarte multe corporații internaționale care au commitment-uri pentru 2030, 2040, 2050 pentru a deveni climat neutrale. Avem foarte multe fonduri guvernamentale, private, care iarăși sunt deschise și cred că aici ar trebui să lucrăm în primul și în primul rând ca să realizăm aceste mecanisme, ca să putem atrage sau organizațiile care plantează, poate chiar companiile private, să poată atrage aceste fonduri și să fie asta un flux corespunzător dimensiunii problemei. Pentru că astăzi, din păcate, după părerea mea personală, noi poate câteva procente din necesitatea de situație acoperim. Mulțumesc! Nu știu dacă a sunat ca o întrebare, dar mai mult ca un îndemn și ca o propunere, cred că da. Mersi! Fiți mai curajos să luați inițiativa și să dați întrebări. Mie îmi zice Valentina Jampa și sunt din Soroca, Ecosor. Vreau să spun către toți finanțatorii, orice proiect care este legat de educație ecologică sau de implementarea părții componente a deșeurilor, adică a gestionării deșeurilor, nu poate dura doar un an de zile. Și de aceea, dacă el este, s-a făcut un an sau 6 luni sau 8 luni, nu contează, după verificări, la sigur, a ceea ce s-a făcut, ar fi foarte bine ca finanțatorul să susție mai apoi, cel puțin un an, vă spun din experiența mea, fiind organizații noastre. Acolo unde s-a făcut un proiect de 2 ani de zile, astăzi, după ce a trecut deja 2 ani de zile, se simte. Acolo unde s-a făcut un proiect de 8 luni sau de 9 luni de zile, tot de gestionarea deșeurilor, nu le mai spunem de sortare, că e foarte complicat treaba cu educația cu sortarea. Nu se simte următorul an. Nu se simte și populația dorește ca noi să venim, să intervenim, să mai ajutăm. Dar noi nu putem, fiindcă noi nu avem surse financiare. Asta e. Doar un moment, avem un răspuns din partea vorbitorilor și după care venim la următoarea întrebare. Da. Doar aș dori... Alex pleacă, da? Pleacă? Alexandru. Vreau să mă uit la unele exemple aici ale proiectelor pe care au fost finanțate. În Germania, să zicem, un ONG a încercat să evalueze într-o vinărie, în Silesia, cum să coopereze cu industria din vinărit, cu cei care lucrează în ecologie. Ce au încercat ei? Eu, apropo, am să vă răspund și la dumneavoastră. Doar o secundă. Da, adică există multe aici informații, dar ce vreau să zic? Trebuie să vedem diferite modalități. De exemplu, polenul, albinele, cum ele pot fi folosite în conjuncție cu producția vinului, astfel încât ambele să fie folosite, astfel încât industria vinului, de exemplu, să folosească mai puține insecticidelor, pesticidelor în producerea acțiunilor de producere. Da, eu pot să vă dau și alte exemple foarte bune. Și noi suntem ca LIFE interesate în finanțare. În cazul dumneavoastră ar fi de împăduriri, eu înțeleg, etc. Dar eu aș dori, vreau să, mesajul este să vă gândiți dincolo de lădiță, gândiți-vă inovator și nu știți, cu altfel trebuie să vă ajustați la ce există de fapt, inclusiv la metodele de producere care pot fi folosite în favoarea mediului. La a doua întrebare, doamne,
Lindele sunt foarte clare. Deci, eu, normal că proiectul nu trebuie să dureze mai puțin de un an. Și el nu ar trebui să fie doar o singură propunere care a fost și a dispărut. Trebuie să ne gândim, desigur, și la sustenabilitate, la care ar fi consecințe, la activitățile de mai departe când proiectul se va termina. Eu v-aș încuraja, așa liniștit, să citiți liniștit liniile directoare, elementele de ghidare pentru fazele următoare ale LIFE. Deci acolo sunt o grămadă de bani, v-am zis deja, miliarde, și aveți posibilitatea să veniți cu o serie de propuneri care să fie una după alta. Pur și simplu trebuie să vă uitați foarte concret care ar fi elementele de rigoare, condițiile, și aveți dreptate, sustenabilitatea, durabilitatea, efectele de consecințe sunt foarte importante. Pentru că am cineva care vrea să-i din partea ce cine era? Dumneavoastră, nu? Ok, da. Yes, I have a question. Continues. Da, am și eu o întrebare. Voi treci la rog. Lucrurile de mediu din Republica Moldova au avut un acces destul de restrâns la fondurile europene de mediu, pe motiv că, în mare parte, noi am avut posibilitatea să accesăm fondurile doar în calitate de un partener asociat la partener european. Și, practic, toată experiența pe care noi am acumulat-o mai mult s-a rezumat la acea, nu știu cum, rolul de un partener asociat, dar nu ca și lead, partener lider. Și, evident, foarte multe proiecte care au fost implementate în cadrul proiectului LIFE, noi așa numai ne uitam la aceste proiecte cu visul de a pleca și de a avea condiții egale. Totodată, recunoaștem că capacitățile mai multor asociații de a intra, mai ales că dumneavoastră ați menționat niște termeni destul de restrânși în acest proiect, eu cred că ar fi de folos atât nouă cât și partenerilor din Ucraina, fiindcă noi practic am comunicat și știm că această oportunitate a fost deschisă și organizațiilor de mediu din Ucraina, dacă ați putea gândi la un eveniment online, Zoom, care ne-ar prezenta cum activează programul, ne-ar arăta careva exemple practice de proiecte care au fost derulate și în regiunea noastră, fiindcă ne dăm seama că careva au fost criterii sau ceea ce ne este mai aproape ca și pe plan geografic, pe plan climateric și așa mai departe. Și, într-adevăr, ne-am fi foarte și foarte bucuroși dacă dumneavoastră ne veți introduce și la acel fora ONG-urilor de mediu europene, dacă ei ar putea la fel fi invitați în calitate de speakeri înainte de lansare sau în procesul de, mă rog, din momentul lansării acelui apel până la perioada de aplicare. Vă mulțumesc! With much pleasure, I mean... Cu plăcere. Eu înțeleg că astăzi a fost bazat cu prezentări, dar cu mare plăcere noi putem face, fie la delegație, fie online, să facem un detaliu, mai ales că avem doar o singură lună până la anunțul public a primului propuneri. Deci vreau să vă sugerez... Noi suntem o țară de... asociată, noi tindem să facem, să devenim membri a UE și devenind membru a UE, unul dintre lucrurile fundamentale este democrația sănătății, dar aceasta nu există fără societatea civilă, deci aceasta este puterea dumneavoastră, societatea civilă, iată de ce aceste instrumente există pentru societatea civilă. Deci, ideea mea că trebuie să ne gândim care sunt deficiențele țării noastre aici, atunci când vorbim de mediu și de energie curată și de schimbări climatice, și care ar fi rolul societății civile să evidențiem. Bineînțeles că nu o să soluționăm problema deșeurilor sau problema copacilor. Noi doar suntem ONG-uri, noi suntem vocea democrației. Noi trebuie să facem cazuri pilot concrete, atunci acolo unde putem evidenția pentru UE, pentru guvernul nostru, că dacă doriți să fiți un membru funcțional al UE,
trebuie să rezolvați aceste probleme presante și poate fi vorba de deșeuri, de economie, deci da, noi acceptăm să facem o prezentare ulterioară. Mulțumesc, dar nu e o întrebare, vreau o mică intervenție. Mulțumesc că am această ocazie să pot spune această sugestie către partenerii de dezvoltare. La subiectul tot educație, conștientizare, informare, sensibilizare, vreau să zic că, de exemplu, Banca Mondială, nu știu dacă este aici, aproape în toate proiectele care le implementa în Republica Moldova era o componentă clară legată de conștientizare. Deci mergea întâi conștientizarea ca o lamă de buldozer în față și după asta veneau proiectele tehnice pe care populația deja le agrea. Este o chestie foarte importantă, fiindcă dacă azi am face un sondaj de opinie în Republica Moldova și o să întrebăm ce înseamnă deșertificare, ce înseamnă schimbări climatice, ce înseamnă una alta sau energetică, populația are nevoie ca să înțeleagă că toate tehnice sunt parte beneficiul comunitar. De aceea eu folosesc această ocazie, că sunt aici parteneri de dezvoltare și o să aduc un singur exemplu foarte bun. Comunitatea Mentală și Republica Moldova beneficiază de mediu, mă refer, beneficiază de două mari transportoare de educație, de comunicare și conștientizare și mă refer, este o revistă legată de deșeuri. Deci ea este specializată pe deșeuri. Deci când vorbim de deșeuri, întâi trebuie să intre în localitățile respective această revistă care de bine de rău intră în fiecare, poate intra în fiecare casă. Deci există de 33 de ani în Republica Moldova revista Natura. Deci revista Natura intră în toate primăriile sau 900, cred că 800 la sigur că intră. Nu e niciun liceu unde să nu intre revista Natura. Deci îndemnul meu este mesaj și vorba de unui proiect. Vizibilitatea unui proiect. Faptul că există o mașină care funcționează și ea trebuie valorificată. Și în contextul ăsta vreau să aduc un singur exemplu ca să justific ceea ce spun. De exemplu, Ambasada Suediei. Ambasada Suediei susține, are un proiect cu Asociația Jurnaliștilor de Mediu. Asociația Jurnaliștilor de Mediu își promovează, de fapt, o parte din idei legate de educație, anume prin revista Natura. Are pagina ei, ea vine către 20-30 de mii de cititori și intră în atâtea case. Deci propun, sugerez ca nu e numai partea de vizibilitate, dar partea de educație să intre ca o componentă, fie că vorbim de deșeuri, fie că vorbim de împădurire, fie vorbim de schimbări climatice, noi vă stăm la, cum se zic, la dispoziție cu instrumentele de-a gata, nu trebuie să le construim. Și de aceea cred că și acest mesaj poate fi înțeles și susținut în contextul proiectelor care derulează, care urmează să deruleze și în felul ăsta și o să apropiem societatea moldovenească de niște valori pe care le promovați dumneavoastră și le implementați în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Reniță. Domnul Andrei a ridicat mâna, după care la domnișoarele din centru, domnul Timpoieș și mai departe mergem. Domnul Andrei, vă rog frumos! Mulțumesc! Se aude, da? Este ok. Andrei Isaac, coordonator proiectul Uniunii Europeană pentru Mediu. Întrebarea este pentru partenerii dezvoltare. Avem o sesiune specială după prânz, nu fac publicitate, însă e asociat cu întrebarea și eu cred că suntem aici
Jumătate din sală deja am participat 20 de ani la forumuri de natură și încercăm să mobilizăm atât fonduri locale cât și internaționale pentru activitățile, pentru societatea civilă din această țară. Întrebarea mea este, suntem foarte recunoscători tuturor donatorilor și a programelor care sprijină ONG-urile, care sprijină implementarea practică a documentelor de politici, din cauza că la diferite etape avem asistență tehnică care elaborează documente de politici foarte bune cu implicarea ONG-urilor în mare parte. Avem exemple practice, ONG-urile livrează politici foarte bune sau proiecte de legi, dar avem nevoie de implementare practică și, în cel mai important, avem nevoie de monitorizarea acestei implementări, din cauza că nu aplicăm prea mult evaluarea bazată pe indicatori. Întrebarea mea legată mai mult de oamenii de aici, din cauza că avem ONG-uri noi în această sală, avem multe activități care trebuie să fie lansate în următoarele decade, din cauza că aceasta va fi important. Pentru noi va fi bine de știut ce platforme vor folosi donatorii pentru coordonarea lor, pentru tranziția verde, pentru, sau dacă există deja aceste platforme pentru coordonarea acestei asistențe, astfel încât să le cunoaștem și noi. Și atunci când am fost directorul executiv REC Moldova, noi aveam întrevederi regulate cu donatorii, ne gândeam cum putem sprijini societatea civilă, ce priorități să stabilim. De atunci eu cred că astfel de mecanism de coordonare între donatori și ONG-uri și guvern ar fi eficient, ar fi un instrument eficient. Vă mulțumesc și încă o dată mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Eu cred că este un catalizator important a activităților noastre. Vă mulțumesc. Ești director executiv Asociația Oștească Cutizătorul Fălești. Eu sunt membru al Consiliului Național al ONG-urilor de mediu și reprezint regiunea din nord a Republicii Moldova și intervenția mea aș vrea să încep cu mulțumiri partenerilor de dezvoltare, Uniunii Europene, datorită cărora încă mai avem unele organizații ale societății civile active. Fiindcă am participat la Forumul Național al ONG-urilor, unde am aflat că avem în Republică peste 8500 de ONG-uri, dar în regiunea de nord, una din cele mai mari, puternice, sunt numai 6%, dar dacă am face o analiză a ONG-urilor de mediu, mă tem să mă expun, fiindcă situația este catastrofală. Ultimii ani, practic, sunt foarte puține concursuri de granturi în domeniul mediului. A fost ceva la Glodeni și încă două organizații în cadrul programului Uniunii Europene, abilitarea cetățenilor în Republica Moldova. În rest, nu prea. Vreau să spun că 10 ani în urmă eram 3-400 de organizații active. Forurile aveau loc în fiecare an. Ne întâlneam, discutam idei și așa mai departe. Cu participarea partenerilor din Uniunea Europeană, din România, schimb de experiență, care dezvolta capacitățile. În prezent, nu știu de ce, eu aș fi vrut să fie guvernul, reprezentanții guvernului aici, doamna ministru, înțelege, mi-este bolnavă, dar organizațiile societății civile au fost excluse din concursul de granturi din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Statul european, nici ca parteneri nu participăm. A fost un program al Uniunii Europene foarte bun, România, Ucraina, Moldova. Unii erau prevăzute și un comportament pentru ONG-uri, până la 50.000. S-au obținut rezultate foarte frumoase. S-au creat parteneriate transfrontaliere. Astăzi, deci următoarele programe care au avut loc, din nou au fost excluse organizațiile societății civile. Republica Moldova a devenit candidat și sper că, eu știu, până în 30 devenim și membru al Uniunii Europene. Vor veni finanțări foarte multe și vor trece pe alături, fiindcă noi astăzi, majoritatea organizațiilor nu au capacități. Se creează, se chinuie jumătate de an, un an, nu obține nimic, cheltuielile sunt mari și se desființează, oamenii plec și așa mai departe.
20 de ani în urmă am avut norocul să fiu selectat să particip la o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii. Și de 20 de ani aștept ca și în Republica Moldova organizații neguvernamentale să fie contractate de stat, fiindcă noi avem expertiză. Putem presta servicii calitative, dar pe nimeni, nu știu de ce, nu interesează și situația rămâne, nu că rămâne cum a fost, dar se înrăutățește. Vă spun, fiindcă eu un raion, Făleștiu, unde erau peste 100 de organizații necomerciale, astăzi nu știu dacă avem 20 care mai fac ceva, care izbutesc să atragă careva investiții și să facă lucrul ăsta. Deci, eu nu știu, în rezoluția forumul probabil trebuie să regăsească. Ca guvernul, noi susținem deci, actuala guvernare calea spre Uniunea Europeană, dar așteptăm susținere și din partea guvernării. Așteptăm o susținere mare, fiindcă uitați-vă și face Casmiedo în regiunea din nord, pentru că are finanțare ani la rând și e cuprins deci, foarte multe localități, comunități unde dezvoltă echipe, oameni și participă de la mic și până la mare, seniori de 80 de ani, că am avut o delegație din România și am fost într-o comună și îi ajutau să ridice pe scenă și cântau și frumos să expuneau, adică în felul ăsta putem să activizăm și activitatea de educație ecologică. Vreau să spun că ați avut dreptate. Dacă are loc, implementăm un proiect și trecem la alt compartiment, rezultatele nu sunt acele dorite. Noi ne-am concentrat la Fălești mai mult de 10 ani pe managementul deșeurilor și vreau să spun că în oraș Fălești avem 90 ceva de procente de infrastructură deci, stabilite, 100% contracte cu cetățenii și orașul a devenit cu mult mai curat. Și aș vrea astăzi să aduc mulțumire Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare a Elveției, care are un rol enorm în îmbunătățirea educației ecologice în Republica Moldova. Datorită proiectului Mă Implic, astăzi se creează, deja s-au creat o parte, 30 de servicii de dezvoltare comunală, în domeniul deșeilor, apă și canalizare și lumina stradală. Este un lucru enorm, deja ne-am convins că numai având servicii durabile, legale, noi putem îmbunătăți situația ecologică. Am mai multe reflexii, dar nu vreau să rețin. Mulțumesc! Mersi. Salutare tuturor! Eu sunt Elena Tacu de la Ecovizio și în contextul a ceea ce s-a spus până acum despre importanța societății civile, despre criza de mediu, criza climatică în care ne aflăm și cu care trebuie să facem față, eu am, cred că o întrebare, dar cu două părți, pentru parteneri, dacă o să doriți să răspundeți. Și întrebarea asta își are rădăcina în provocările pe care le observ în societatea civilă și acum vorbesc din societatea civilă, anume implicată în problemele de mediu, dar asta sunt ONG-urile de mediu. Și una dintre chestiile pe care am observat-o este că foarte repede oamenii care intră cu pasiune în domeniul ONG-ului și în protecția mediului, foarte repede oamenii ăștia ard, da, burnout. Și asta este o mare pierdere, pentru că din punctul meu de vedere, de unde eu stau, ce e factorul care împinge cel mai mult societatea civilă este pasiunea, oarecare entuziasm față de temă, dorință de schimbare, ei se află într-un fond emoțional. Și respectiv, atunci când există această motivație internă, riscul de ardere este foarte mare. Acum noi suntem în deceniul crizelor, da? Și ele fiind agravate de schimbările climatice și nu doar, este ceea ce realitatea nouă, dar realitatea crizelor una peste alta și în acest context, societatea civilă la noi, în Moldova, în tema mediului, este sub pericol. Pentru că dacă noi avem nevoie de soluții out of the box, da, de soluții inovative, asta înseamnă că noi avem nevoie de minți noi, tinere, care văd lucrurile altfel. Că aceste minți, acești oameni să poată să fie activi pe durată în domeniul mediului, ei au nevoie să fie susținuți. Și întrebarea, o parte din întrebare este dacă se regăsesc în strategiile voastre, în prioritățile organizațiilor voastre, anume aspectul de suport psihoemoțional pentru organizațiile de mediu, mai ales organizațiile tinere, organizațiile care lucrează direct pe fronturi cu
cu situații, pentru că situații dificile în regiuni și cu, inclusiv și acum cu refugiați, da? Deci dacă se regăsește acest aspect al sănătății mentale, al suportului psihoemoțional, asta este o parte din întrebare. Și a doua este atunci când vorbim de reziliența organizațiilor și de sustenabilitatea lor, pentru că dacă este un declin în numărul organizațiilor active, înseamnă că ele nu sunt sustenabile. Dar ceva se întâmplă și ele pe drum cad. Una din chestiile care ajută foarte mult este susținerea organizațională, nu doar pe bază de proiect, dar pe bază de organizație. Și da, asta face ambasada Suediei în Moldova și se observă calitativ starea organizațiilor care trec prin și procesele de lucru ale organizațiilor care trec prin acest suport. Dar aici întrebarea mea este despre suportul organizațional la nivel de capacitare a echipelor. Pentru că deseori asta sunt oameni care au o pasiune, au o dorință de a schimba ceva, nu au neapărat capacități de management, de administrare a unei organizații, nu au neapărat skill-uri, da, abilități de comunicare și de organizare a proceselor sănătoase în echipă. Și atunci răsar conflicte interne care nu pot fi transformate în proces de lucru. Și deci, da, întrebarea ține de două lucruri. Aveți în strategii sau în priorități ideea de susținere psihoemoțională a membrilor organizațiilor și dacă se include acolo și aspectul ăsta de susținere organizațională la nivel de capacități de management, capacități de comunicare, capacități de lucru în echipă. Mersi. Eu am să intervin, am să reacționez la această întrebare. Noi, într-adevăr, am văzut că core support-ul ajută organizațiile, fiindcă voi aveți posibilitatea să aveți și un component pe dezvoltare organizațională și acolo puteți să includeți aspecte inclusiv care țin de sănătatea mentală și emoțională. Aș vrea să spun că este mult mai ușor să construiești sau să dezvolți capacitățile manageriale sau de comunicare decât să găsești oameni sau să vezi oameni care într-adevăr sunt mișcați de o cauză. Și eu aș încuraja și alți parteneri de dezvoltare dacă au posibilitatea să ofere core support, fiindcă atunci anume este încurajată și este empowered partea asta cu cauză și se construiește în jurul acestei motivații interne, se construiesc mecanismele care sunt ușor de învățat. Adică ele sunt doar instrumente, ele nu sunt cauza din start de ce acești oameni au hotărât să se unească și să-și asume o misiune. Deci asta a fost întrebarea. Core support, într-adevăr, este un instrument foarte bun și noi suntem foarte bucuroși să ne împărțim cu experiența de implementare a core support-ului deja în ultimii mai mult de 6 ani, cu siguranță. Noi avem deja câteva generații de core support. Aș vrea să reacționez și la întrebarea. Aceasta este și un răspuns parțial la întrebarea despre proiecte care sunt foarte scurte și care este foarte greu de susținut rezultatele după finalizarea proiectelor. În core support, organizațiile implementează o strategie a lor organizațională care se bazează pe misiune și care o pot după asta replica, adică după ciclul de 3 ani, ei pot să dezvolte un alt ciclu strategic pentru următorii 3 ani, bazându-se pe lecțiile învățate din perioada anterioară și așa se asigură și susținabilitatea rezultatelor. Dar iarăși îmi dau seama că aici este nevoie și de o susținere din partea donatorilor și de viziunea aceasta strategică pe câțiva ani și în cicluri strategice pentru organizații. Și aș vrea să reacționez foarte scurt la comentariul domnului Isaac referitor la coordonarea între acest forum de comunicare între donatori și organizațiile de mediu și poate nu doar de mediu și în general. Eu cred că într-adevăr asta este foarte important. Noi am încercat să pilotăm o astfel de cooperare în domeniul forestier, să construim această viziune ce vrem să facem în domeniul forestier împreună cu societatea civilă, alți donatori și autoritățile guvernamentale și pot spun că rezultatul este foarte bun, fiindcă fiecare își vede care este partea lui în acest sistem complex. Și sunt de acord că este nevoie de un mecanism structurat pe întreg domeniul al mediului. I wanted also to bring...
Aș dori să reacționez pe scurt la câteva dintre întrebări sau comentarii. În primul rând, domnul de acolo a întrebat cu privire la structura, cu privire la coordonarea donatorilor în mediul de mediu. Când am venit în Moldova august anul trecut, adică luna trecută în august, Cancelarea de Stat, înțeleg eu, este responsabilă de organizarea acestei coordonări a donatorilor la nivel general. Nu a prea existat activități în acest domeniu în câteva luni sau chiar câțiva ani, dar eu personal am observat că această acțiune a restartat în câteva sectoare. În ultimele câteva săptămâni și luni au fost diferite întrevederi de coordonare organizate de diferite ministere, a fost una din domeniul agriculturii, cu privire la apă, organizat în cadrul guvernului precedent de către Ministerul Infrastructurii și alte ministere. Impresia mea este că coordonarea donatorilor în domeniul relevant mediului se relansează. Și a doua mică reacție la ce domnul de acolo a zis cu privire la importanța conștientizării, sensibilizării, campaniilor, absolut, absolut sunt de acord cu dumneavoastră, asta este crucial, noi de asemenea lucrăm și în alte domenii și cu jurnaliștii, pentru că ei au un rol important. Ne sunteți specialiști, dar eu sugerez în mod modest ca să vă gândiți. Știți, în propria mea țară văd că tineretul are un rol foarte crucial în sensibilizarea comunităților cu privire la mediu. Noi de multe ori putem spune că, de fapt, tineretul educă părinții cu privire la climă și mediu. Vreau să îi reiterez importanța acest lucru, să vă axați nu doar, dar și la tineret atunci când faci astfel campanii, implicându-i și, de exemplu, lucrând cu școlile, în școlile, cu privire la aceste tematici. Mersi, asta așa pe scurt. Ok. Încerc să mă încătrez repede. Cred că este și un mesaj și pentru colegii din comunitate și pentru donatori. Într-adevăr, cea mai mare problemă astăzi în comunitatea de mediu este lipsa de oameni. Deci noi avem foarte multe idei, ne dorim foarte multe să facem, dar din păcate suntem prea puțini și într-adevăr obosim foarte mult. Și vreau să zic despre o experiență frumoasă pe care am avut-o recent. Deci am avut un proiect în care au fost școli verzi, deci elevi din școli învățați în spiritul ecologic, după care într-un proiect ulterior noi am riscat, pentru că erau adolescenți, a fost un risc, am riscat să îi implicăm. Deci au mers din casă în casă, au făcut evaluarea energetică a caselor și a fost o surpriză pentru noi. Deci cumva vreau, acesta este un mesaj pentru organizațiile de mediu inclusiv, să aveți încredere în tineri. Deci noi cumva ne-am înțeles să viziteze 80 de gospodării. Ei au intrat în entuziasm și au vizitat mai multe decât le-am cerut lor. A fost un risc pentru noi, pentru că este dificil când vine vorba de adolescenți, pentru că noi credem că ei au alte interese, că vor discoteci, că vor droguri sau nu știu ce. Ei vor să... Deci există un bun procent de adolescenți gata să se implice și să avem încredere în ei și să îi includem în proiectele noastre, pentru că pot fi foarte utili și aceștia sunt viitori oameni care o să vină în organizațiile de mediu, pentru că și eu la rândul meu am fost introdusă în această comunitate din studenție. Foarte mulți preiau această atitudine față de mediu mergând peste hotare și împrumutând de acolo anumite practici, dar dacă vrem să avem pe viitor oameni în organizațiile de mediu, este foarte util să avem încredere în tineri și să nu doar să-i învățăm. Nu doar să-i învățăm, dar și să îi implicăm în proiectele noastre. Diana Grosu, Asociația pentru Drepturile Omului, Lex21. Reprezint comunitatea din municipiul Bălți și în municipiul Bălți avem grave probleme de mediu.
Conform datelor oficiale publicate, în municipiul Bălți au dispărut sau au trecut în altă formă 430,2 hectare de spații verzi, oficial conform datelor, în anul 2021. De exemplu, municipiul a trecut destinația în altă destinație. În municipiul Bălți arde practic non-stop poligonul de deșeuri alături de municipiul Bălți și poluează aerul și calitatea aerului și taie din durata vieții comunitatea de municipiul Bălți. Deci lângă noi este un poligon despre care noi vorbim ani de zile și arde tot ce se consumă în municipiul Bălți, în mod special plasticul, arde așa încetișor, pentru ca firmele acestea care deservesc orașul să nu aibă volumul deșeurilor să fie mai mic. Pentru ca să rezolve problema asta, îi dă foc. Noi scriem la, sunăm la poliție pentru ca să fie aceste deșeuri stinse și le sting pentru moment, după aceea iarăși încet aprind. Noi, dacă ar fi susținută ONG-urile din localitate, noi am putea face mai mult pe acest domeniu, întrucât cu susținerea noastră luptăm pentru spațiile verzi și am întors în proprietatea statului. Două terenuri din municipiul Bălți au fost vândute cu prețuri de nimic într-un parc care este monument ocrotit de stat în Registrul Monumentelor din 1992, în Registrul Monumentelor, și cu suportul unor ONG-iști am putut întoarce aceste spații, pentru că în aceste parcuri, o altă problemă, se pavează, se construiește în parcuri care sunt ocrotite de stat. Se extinde pavajul, se extinde restaurantele și se dă autorizații de construcție. Deci legea este în Republica Moldova, există lege cu privire la spațiile verzi care protejează aceste spații, e foarte dură legea, și cu privire la spații verzi, și amenzi sunt foarte multe, dar dacă, deci autoritățile au pârghii pentru a aplica legea, dar nu este societate civilă activă care să oblige autoritățile să aplice legea, să sensibilizeze, pentru că la nivel local sunt așa boiernași mici care dictează. Și respectiv noi am vrea să am aflat astăzi și ne-am bucurat să aflăm că va fi un call în aprilie la care noi o să aplicăm și unde am putea noi încă să ne adresăm pentru susținere, pentru că noi aceste probleme o să le aducem la ordinea de zi, așa cum am rezolvat și am întors în Parcul Andrieș, cunoscut de locuitori Parcul Andrieș, unde am putea noi să ne adresăm pentru susținere ca să putem să cerem aplicarea legii. În afară de ce s-a zis în aprilie. Da, bună ziua la toți ONG-iști și reprezentanții ambasadelor, susținătorilor. Eu aș zice că este o problemă mare cât în, la țară, în sate, cât și la orașe. Anul acesta a arătat că s-a început activă a sobelor, deoarece lemnele, brichete au fost mai ieftine decât gaz. Și pe stat o problemă enormă, sobele care nu sunt conforme în Republica Moldova, peste 80%, foarte grav poluează la noi atmosfera. De aceea vin cu o propunere de colaborare, de susținere, pentru că avem nevoie în Republica Moldova să educăm, să învățăm în jur de 1.000-5.000 de specialiști de proiectare, construire și de servire a sobelor moderne conforme. Asta va duce la reducerea consumului de lemne 30-50%. Sobele eficiente pe biomasă, combustibil local, peleți, bricheți, ceea ce va reduce tăierea pădurilor, care vrem acum să le sădim în cantități mari. Și reducerea emisiilor de carbon 70-90%, reducerea poluării atmosferei, aer curat, mai ales în zone rurale. Și acum rog, poate împreună cu domnul Reniță, care a spus că este acest
ediție de Natura, am abonat-o și eu, este o ediție care are mulți, să putem face popularizarea, să facem niște proiecte comune, specialiști din domeniu, ca să putem educa populația și chiar a învăța populația prin toate mijloacele. Dar se cere crearea unei școli a meșterilor sobari în care să poată să se să învețe elevi, tineri și toți doritorii în acest domeniu. Să fie creat un manual al sobarului modern, deoarece totul este învechit și toată literatura este de 10 de ani, 50 de ani și mai mult. În Moldova nu avem niciun colegiu care învață meseria aceasta de sobar. Nimic nu este. O asociație și cea este slabă. Și este nevoie de susținere enormă. Crearea unei pagini cu informații depline la tematica încălzirii cu sobe. Este nevoie de educare, popularizare, informare și proiecte pilot. Și chiar cum a fost cu instalațiile termice pe biomasă, pe peleți, s-a folosit o compensare când s-au pus, să facă o compensare la câteva sobe proiect prin regiuni, 25-50%. Știm că în Uniunea Europeană, în unele țări, se compensează până la 75% din sobă. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc foarte mult! Din considerentul că nu avem timp, vă rog frumos, Gabriel, nu-ți spara. Am doi colegi aici care m-au atenționat că nu le ofer cuvântul, te rog. Eu am o mică propunere. Da, vă rog frumos, vă rog. Și o rugăminte totodată. Având în vedere faptul că acum este la ordinea zilei... Da, eu am voce. Așa, da. Da, acum? Da? Este, da? Mersi. Având în vedere faptul că este foarte actual acum problema energetică, am vrut să mă adresez către domniile voastre, către asociațiile și instituțiile de, care de mediu. Noi, eu conduc un centru științific practic, Academica, în care avem un set de proiecte energetice, pe baza de, să zicem, că ultimul moment este de producerea energiei electrice și din biomasă, dar nu mi se poate de folosit și deșeurile menajere în acest domeniu. Propunerea este următoarea, ca să puneți accent, sau pentru că eu nu am găsit nicăieri până acum, anume proiectele care dezvoltă, care sunt UNESCO energetica cu mediul. Ca aceste proiecte să fie tot așa, să aibă parte de o finanțare, de o intenție, și noi suntem gata să prezentăm deja pentru Moldova, avem făcut proiectele și regionalizate, putem chiar începând cu zilele următoare să începem a lucra în acest domeniu și am solicitat ajutorul dumneavoastră, adică participarea la acest lucru. Și două cuvinte despre pădure. În privința pădurii, nu știu din ce cauză noi nu putem promova plantele energetice, care sunt foarte, la ziua de azi, sunt foarte solicitate. Noi avem așa posibilități ca o parte din plantele energetice să nu tăiem atâta pădure, dar să ne folosim de plante energetice. Cum ar fi cânepa industrială, sorgul zaharat și așa mai departe. Iată aceste două solicitări care sunt la noi aproape categoric, nu sunt recunoscute nici la nivelul 1, nici la nivelul 2, la guvern. Vă mulțumesc pentru atenție. Mersi mult. Vă rog frumos dumneavoastră și Gabriel, tu închizi sesiunea de întrebări-răspunsuri. Îmi pare rău că nu mai avem posibilitatea să mai oferim întrebări, dar noi avem partea 2 de lunch, unde facem networking împreună. Mulțumesc mult și bravo organizatorilor. În primul rând, eu sunt Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist. Nu vă mirați, partidele extraparlamentare fac parte din societatea civilă. Așa că ne regăsim normal aici. În primul rând, felicitări organizatorilor și mulțumesc mare partenerilor de dezvoltare care acordă Republicii Moldova pe parcursul a 30 de ani un suport considerabil, inclusiv și pe problemele de mediu. Și forumului vreau să informez că ONG-urile de mediu
au stat la baza independenței Republicii Moldova. Gheorghe Malarciuc și alți colegi care, mă rog, acum s-au petrecut, dar să cunoașteți chestia asta, așa că asta este istorie. Dar la moment Republica Moldova e plină de gunoiști care ard, calitatea aerului nu suportă nicio critică, calitatea apelor tot. La moment noi avem Ministerul Mediului, pentru care toți am luptat ca să revie acest minister, și avem deputați în Parlament din rândul ONG-urilor de mediu, consilieri prezidențiali, dar și 2 ani de activitate. Dar problemele așa și nu se soluționează. Despre același râu Bâc, care noi toți am protestat până la a investirea actualei guvernări, este fix în aceeași situație care a fost și 4 ani în urmă, și 2. De ce nu se schimbă nimic? Ceva trebuie să facem, trebuie să fim mai activi. Și ce se referă la parteneri, o propunere aș avea. Vă rog, insistați prin guvernele pe care le reprezentați, prin structurile care impuneți, vă rog, guvernarea, măcar actuală, pe care o socotim și este pro-europeană, să introducă educație ecologică. Asta este o normă, este o necesitate, de la grădiniță până la facultate să fie inclusă. Ne-am adresat nu odată, începând din 2014, la comuniști, la fiecare guvernare, categoric refuză introducerea educației ecologice în școală. E o problemă? Nu. Pur și simplu nu-i dorință și nu era înțelegere ce înseamnă un mediu curat. Și eu cred că o putem face, noi am cerut. Nu știu cât să mai cerem, ce să mai facem, unde să mai protestăm. Poate dumneavoastră le sugerați, îi impuneți un ajutor, o susținere a guvernului cu o condiție. Include pe probleme de mediu. Includerea educației ecologice de la grădiniță până la facultate. Și a doilea subiect e rezultatul activităților, cum și-au menționat aici colegii, sunt istorii de succes, însă sunt și o parte de proiecte care la o perioadă se implementează și cu asta se oprește, da? N-au continuitate. Foarte multe programe au fost și internaționale și naționale pentru informare, dar după cum vedem, rezultatul poate nu e același și trebuie trecut la alt nivel deja, prin ziare, prin televiziuni. Și poate ar fi cazul ca să fie mai eficiente aceste suporturi foarte mari, foarte mari pentru Republica Moldova, ca să fie o discuție la nivel de ONG-urile de mediu, de parteneri, poate să luăm o direcție oricare, un subiect, nu poți acoperi toate subiectele de mediu în Republica Moldova, da? Aici s-a vorbit despre securitatea energetică. Ce avem noi la ziua de astăzi? Noi avem 11% declarate, 18% de împădurire, reală 8%. S-au tăiat și stai înainte. Așa. Dar proiecte, salcea energetică, clipa industrială, nu se promovează. Poate trebuie să țintim mai direct la unele proiecte. Mă gândesc eu. Pentru că noi putem și plasticul să-l adunăm și ce să facem și câte puțin să sedim și câte puțin să facem, dar rezultatul eu cred va fi când eforturile vor fi canalizate, inclusiv și financiare, spre soluționarea a unor, două probleme mai consistent, spunem. Asta e, vă mulțumesc. Mulțumesc. Gabriel? Foarte rapid. Eu vă salut luminos, călduros și cu drag. Dragii mei, eu o să mă strădui cât mai repede, dar nu promit. Deci o să reiterez ceva care mesajul este prezent de foarte mult timp. O să abandonez pentru că trebuie.
creditorilor, cu Consiliul Donatorilor. Consiliul Donatorilor, da? Cum noi ne dorim ca el să fie funcțional. Și atunci, practic, aproximativ integral din ceea ce noi ne-am dorit, vrem să schimbăm, vrem să fim prezenți, vrem să fim auziți, dar nu suntem auziți, ar fi altceva. Și anume, dacă avem Fondul Ecologic Național, care acum este unitatea de implementare pentru proiectele de medie, dacă avem satul european, dacă avem dezvoltare regională, acolo să fie Consiliul Donatorilor, reprezentantul lor și a societății civile, așa încât societatea civilă cu reprezentantul donatorilor, care știe ca și Consiliul Donatorilor toate prioritățile, să aibă o poziție clară vis-a-vis de stat. Nu la cancelarea de stat, donatorii, unii din ei cunosc și cunoaște cancelarea și ce... Dar la toate nivelele, pe domenii, în interacțiune cu ele, donatorii cunosc ce vor, societatea civilă cunosc ce vor, statul cunoaște ce vrea. Așa încât să se finanțe, și asta este posibil, să ajungă finanțarea direct la beneficiar. Da, vine măcar financiar la stat, cât vine, poate cineva știe. Vine la apeleuri, nivelul 1 și 2, vine direct la beneficiar. Fie că e ONG și nu neapărat, poate fi persoană fizică, pentru că cele mai eficiente programe, inclusiv și de ecologizare, în Europa inclusiv, sunt cele care ajung direct la beneficiar. Rabă electrocasnic, un component. Deci, în Republica Moldova, noi avem suficientă inteligență, doar avem nevoie de înțelegere în același fel și activități în această direcție, pe fonduri foarte concrete, unde avem cofinanțarea donatorului strict condiționată de rezultatele care le obținem. Și noi asta discutăm, dar încă nu avem. Avem această condiționalitate și noi suntem prezenți actorii cheie în acest Consiliu. Noi o să avem rezultate chiar în 2023. Vă mulțumesc, dați să depunem efort în acest sens. Mulțumesc foarte mult, Gabriel. Mulți stimați parteneri de dezvoltare, cred că ați observat că întrebări sunt multe. Avem nevoie de suport în unele cazuri, avem nevoie de o voce mai mare decât a noastră uneori. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vreau să vă mulțumesc din start pentru faptul că veți promova acele idei și recomandări care au fost oferite de către colegii mei. Și vreau să vă ofer cuvântul dacă doriți să menționați ceva ca închidere acestei sesiuni. Well, eu voi pleca de aici foarte fericit, foarte satisfăcut din cauza că eu aud aici promovarea mediu pentru a îmbunătăți, pentru a aplica legislația europeană. Eu văd panouri solare în case de rurale, astfel încât noi să avem aer curat, aer de calitate. Au fost alte idei foarte bune, deci eu aud foarte multe bune idei și eu cred că nu trebuie să pierdem ideile noastre cu în timp. Deci în aprilie vă rog să aplicați, suntem bucuroși să vă oferim toată informația și cred că trebuie să beneficiați pe deplin de aceste oportunități și din cauza că aveți nevoie de aceasta în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc mult! Din partea mea doar o propoziție, eu sunt foarte de asemenea foarte impresionat de bogăția de idei care au fost prezentate aici. Am strâns o roadă foarte frumoasă, vă încurajez dacă sunteți activi în acele domenii unde noi avem proiecte. S-a menționat proiectele în nordul țării, vă rog să nu ezitați să prezentați ideile dumneavoastră către noi pentru proiectele existente și dacă aveți din contra idei noi, vă rog să nu ezitați să ne contactați și poate să folosim acest instrument a acestor acțiuni mici pe care le putem folosi pentru sprijinirea ideilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc.
S-a auzit foarte într-adevăr multe idei interesante pe care noi le-am notat și sperăm mult să dezvoltăm sau să continuăm parteneriatele care există cu ONG-urile prin proiectele noastre și să dezvoltăm altele. Practic avem pentru aceasta foarte multe instrumente, proiecte noi care vor fi lansate și care, apropo, vor adresa și subiectul de plantații energetice. Sunt foarte multe inițiative, într-adevăr foarte multe idei care pot schimba Moldova înspre bine în ceea ce privește mediul înconjurător și numai împreună putem să schimbăm ceva, deci lucrăm, continuăm să lucrăm împreună. Da. Eu am vrut doar să mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră și noi vom continua să lucrăm împreună pe domeniile pe care noi deja lucrăm. Mersi. Vă mulțumesc foarte mult. Noi aici închidem sesiunea noastră plenară. Vreau doar ca organizare să menționez că noi urmează să ne divizăm pe grupe. Ați văzut pe ușă că sunt QR coduri la agenda. Noi am aplicat anul acesta principiile verzi de organizare a evenimentelor și nu avem materiale. Nu avem agende, nu avem nimic. În schimb, avem toți telefoane pe care le putem utiliza. Dacă nu este posibil să descărcați agenda, colegii mei vă ajută. Și respectiv, acum vreau să vă invit la prânz. Și folosiți această oportunitate să comunicați între voi, să vă cunoașteți, să descoperiți noi idei și noi parteneriate. Desigur, oaspeții noștri sunt invitați la fel pentru a continua posibilitatea de a discuta cu societatea civilă de mediu. Și domnul Andrei zice că noi suntem foarte puțini pe online și să distribuim la greu și la maxim ca lumea să audă ceea ce vorbim noi, de ce avem nevoie și care e mesajul forumului ONG-urilor de mediu. Mă stimați colegi, avem trei sesiuni importante, managementul integrat a resurselor de apă care va avea loc la sala New York, etajul 2, promovarea, protecție și conservarea biodiversității și arilor protejate este în sala albastră, etajul numărul 1, și aici, în sala roșie, rămâne rolul ONG-urilor în trecere la principiile economiei verzi. Ne revedem după masă în ateliere. Da, Ana, informații tehnică doar. Da,